Sexul bun începe cu mult înainte de ușa dormitorului. Ce înseamnă o partidă de sex reușită și cât timp ar trebui ea să dureze? Secretul unei partide de sex reușite stă foarte mult în preludiu. Poate să existe o viață de cuplu care să fie ok fără sex? Fără. Nu cred că un bărbat este satisfăcut în momentul în care femeia de lângă el mimează orgasmul. Pe lista motivelor pentru care oamenii înșală, sexul este cam pe ultimele locuri. În general, oamenii nu pentru sex înșală. Ăsta este, de fapt, un orgasm? Discuțiile despre sex eu nu le recomand în dormitor. M-am simțit foarte bine cu tine. Uite, când m-ai atins acolo, mi-a plăcut foarte mult. Și în materie de sex, orice este permis, atâta timp cât există consimțământ din partea celor doi. E bine să alternăm modul în care noi facem sex și locul din casă și modul în care facem și pozițiile sexuale. Și oamenii de-a lungul timpului au făcut din sex ceva rușinos. Omule, te salut! Eu sunt dr. Mihail și bine ai venit la un nou podcast Boabe de Cunoaștere. În episodul de astăzi vorbim despre sex, despre relații, despre dinamică sexuală și tot ce ține de aceste lucruri. Și oamenii au o tonă de întrebări. Întrebări de care, de regulă, ne e rușine să le exprimăm Și, cum spune și Emilie Nagoschi în cartea ei "How as you are Ea, ca și sexolog reputat, spune că de când a devenit cunoscută Oamenii o întreabă peste tot Și la metrou, și în avion, și la coadă la magazin Tot felul de lucruri despre sex Și întrebarea de bază este E normal? E normal să simt asta? E normal să-mi doresc asta? E normal să fiu așa? Și cum spune ea, întreb, răspunsul la această întrebare de cele mai multe ori este da. De cele mai multe ori. Așa că astăzi o să vorbim despre, despre sex, cum ziceam, despre relații. Și indiferent dacă ai o viață sexuală super bună sau satisfăcătoare sau ai lucruri de îmbunătățit. Informațiile din acest podcast o să te ajute să ai o relație mai pozitivă în legătură cu sexul. Să ai să zic un sentiment mai pozitiv. Când vorbim despre sex, pentru că astăzi vorbim cu Oana Nicolau. Oana Nicolau este psihoterapeut de cuplu și psihosexolog, expert în relații, sex advisor și autor. Este coordonator echipei de psihoterapeuți ai Reginei Maria. Este creator de conținut pe conturile sale de social media pe care o să le găsiți în descrierea acestui material. Oana, bine ai venit! Bună, mulțumesc tare mult pentru invitație. Eu mulțumesc că ai venit și vreau să citez acum de pe site-ul tău o chestie care mi se pare foarte. Um, foarte caldă și foarte plăcută și, atenție, citez de pe site ceva ce ai scris tu. Oana spune așa, cred cu tărie în iubire și în relații. Viața de cuplu m-a învățat că iubirea pentru toată viața este posibilă atunci când ne dorim cu adevărat. Anii de studiu m-au învățat cum să numesc situațiile complexe din călătoria unui cuplu și cum să descurg gemul de dificultăți astfel încât să ajung la un fir cu sens care duce către o relație sănătoasă plină de iubire. Experiența de cabinet m-a învățat despre frumusețea oamenilor, despre satisfacție și recunoștință. Vreau să crezi și tu în iubire, vreau să simți și tu bucuria de a fi într-o relație minunată, vreau să știi că poți și vreau mult de tot să reușești. Foarte frumos! Foarte frumos! Și asta vreau să atingem și noi în acest podcast: ca oamenii să simtă că pot să reușească și pot să aibă o relație cum merită să exact. aibă. Uh, acum, uh, foarte pe scurt despre tine. Ești uh, psihoterapeut uh, de cuplu, da? Da. Psihoterapeutul este cel care urmează, după facultate, o specializare într-o anumită abordare psihoterapeutică, fie sub forma unui master, fie sub forma unei școli de formare acreditată de către Colegiul Psihologilor din România. Deci poți să faci terapie și tu ești psihoterapeut de cuplu, ești? Exact. Un psiholog nu poate să facă terapie. El uh -huh. are nevoie să-și continue studiile pentru a. Se dezvolta într-una dintre ramurile psihologiei. Ok. Și psihosexolog, adică ai supra-specializare pe sexologie. Exact. După ce m-am format ca psihoterapeut de cuplu, din nevoia pe care am întâlnit-o în cabinet, pentru că foarte multe cupluri care lucram, sigur că veneau și cu probleme din zona sexuală, am urmat oarecum natural și o formare pe, pe psihosexologie. Ok. Și atunci. Prima întrebare din această sferă. De ce crezi că ne este rușine să vorbim despre sex și în ziua de astăzi? Da, ne-a ne -a fost rușine și, din păcate, ne este rușine în continuare. Sunt două lucruri, de fapt, nu este doar rușine, este și teamă. Avem teamă și avem rușine. Uh -huh. Și, așa cum probabil că deja știm, mulți dintre noi, teama vine din necunoscut. În momentul în care nu nu ni se vorbește despre sex, în momentul în care. Sexul este un subiect tabu, este ceva privit așa cu respingere sau poate cu indiferență. Pentru mintea unui copil, a unui adolescent și a unui tânăr adult, sexul devine o nebuloasă. Și acest necunoscut ne face să ne fie teamă de sex. Și este o realitate. Pe care o întâlnesc de asemenea. Când ajungem la discuții în cabinet cu clienții despre sexualitate, nu de foarte puține ori se întâmplă ca oamenii să pronunțe acest cuvânt. Teamă. Mi-este teamă. Nu știu ce să fac. Nu știu cum să fac de vorbi nu se mai pune problema, pentru că acolo intervine partea de rușine și o să revin imediat. Dar îmi este teamă pentru că nu știu ce să fac, nu știu cum să fac, nu știu cum să mă comport, nu știu dacă este bine să simt ceea ce simt, să-mi dau voie să simt și toate aceste lucruri, de fapt, la ce duc? La un act sexual nesatisfăcător. Și partea de rușine vine din acele Mesaje pe care le primim de generații întregi, cum că sexul este murdar, sexul este urât, este rușinos, nu punem mâna acolo, nu ai voie să te atingi. Nu de nu știu, nu nu te uita la. să nu te uiți a? la penisul partenerului. Bine, nici nu se pronunță cuvântul penis, dar să nu te uiți, nu ai voie să vezi. Stăm mm -hmm. sub plapumă cu lumina stinsă și atunci, sigur că noi. Noi suntem ființe sexuale, ne place sau nu să recunoaștem asta, suntem ființe sexuale, avem pulsiuni sexuale de când ne naștem. Și atunci corpul nostru începe să simtă anumite lucruri în zona sexualității. Și din această rușine, din aceste mesaje pe care noi le-am tot primit, se naște această rușine. Și, din nou, nu-mi dau voie să simt. Mi se pare că fac ceva uh, necuvincios, mi se pare că uh, fac ceva ce, ce nu am voie să fac și asta mă încarcă și cu niște sentimente de vinovăție. Și dacă e să luăm tot ce am spus uh, anterior, îți imaginezi cu ce bagaj minunat ajungem noi în pat cu partenerul. Da, poate uneori îl putem, adică cred și sper că uneori putem să depășim această rușine fix cu o singură persoană, dar probabil că dacă am fi mai deschiși în a vorbi despre sex, probabil că am putea avea o experiență și mai mișto în final. Evident, mm. și până la urmă comunicarea, Comun nu avem cum să scăpăm de comunicare nici în materie de sex, deci este foarte important să discutăm aspectele um, sexualității noastre, aspectele ce țin de noi ca ființă sexuală, dar în primul rând, este important să ne cunoaștem noi pe noi ca ființe sexuale, ca să putem apoi să mergem să vorbim cu partenerul despre asta. Sau există și varianta în care poate avem un partener mai experimentat, un partener mai deschis, care poate să ajute cu empatie, cu răbdare, prin niște întrebări calde, cu căldură, poate să ajute să-și ajute partenera, partenerul să se deschidă în planul acesta al unor conversații despre sex. Aici, uite, aș vrea să ajungem, o să ajungem la un moment dat și la asta. Ce poți să faci dacă, într-adevăr, tu poate ești mai dezinhibat și partenerul este mai rușinos? Mm -hmm. Care ar fi instrumentele în a-l dezinhiba și pe el? Notez aici și revin la întrebarea asta. Dar rămânând la rușine, totuși... Deci, adică, cum am putea să explicăm această rușine? Pentru că și din punct de vedere anatomic, organele sexuale arterele care irigă organele sexuale, nervii care inervează organele mm. sexuale, sunt denumite în latină pudentale și prin traducere, noi la medicină învățăm despre artere rușinoase, mm -hmm. nervi rușinoși, deci artera care irigă penisul este o arteră rușinoasă, e așa mm. se numește, anatomic. Deci oamenii de-a lungul timpului au făcut din sex ceva rușinos și înțeleg că de-a lungul evoluției noastre, inițial când trăiam în triburi, Sexul era ceva liber, era ceva împărțit uh -huh. între oamenii tribului, iar la un moment dat lucrurile au devenit rușinoase, inclusiv de denumite în medicină, și uh, au rămas și astăzi rușinoase. Deci, Din momentul că... în care am început să ne îmbrăcăm, știi că pe vremurile acelea de care vorbeai tu acum <gânt> mulți, mulți ani, oamenii trăiau liber, da? Poate se acopereau pe aici, pe acolo, poate dacă trăiau într-o zonă caldă, nici nu se acopereau în niciun fel. Pe măsură ce am evoluat și am început să ne acoperim, zona intimă, a devenit din ce în ce mai acoperită și mai greu accesibilă. Mm -hmm. Ok, na, am început să o acoperim, nu mai vedem. Sunt o felul de teorii care spun că la un moment dat lucrurile erau toate împărțite când tream în trib. Uh, presupune că sexul fiind la liber, cumva oamenii nici nu știau cine copilul ce? cui este, Era, erau copiii tribului. Mm -hmm. Și toată lumea, toate mamele Participau la creșterea celor copii, tații participau la creșterea celor copii până când au apărut proprietățile. Și a trebuit să te gândești la cui lași moștenire proprietățile tale. Și atunci uh, uh, am devenit cumva monogam și se consideră că monogam, monogamia este un fel de construct social. Crezi că noi, ca ființe umane suntem prin natură poligami sau suntem deja transformați în monogami? Teoria mea este că suntem deja transformați în monogami. Da. Uh -huh. Iar știi, și aici e o, e o discuție destul de amplă pentru că au tot felul de, de păreri. Eu cred că suntem monogami. Faptul că eu mă uit la un alt bărbat. Altul decât soțul meu, sau că un bărbat se uită la alte femei, asta nu înseamnă că el își dorește neapărat să fie cu acele femei, să ajungă, nu știu, la un act sexual cu acele femei sau la o relație de orice natură cu, cu, acele, cu ceilalți, ci mai degrabă ne ajută să ne inspire și mm -hmm. să devenim mai curioși în legătură cu propriul partener. Aha. Pentru că dacă eu văd un bărbat care este, nu știu, aranjat, îngrijit, poate are un discurs frumos, nu știu, ceva mă atrage la acel bărbat, asta nu înseamnă neapărat că nu-mi place de soțul meu sau că îmi doresc să merg mai departe cu acel bărbat și mai degrabă aleg să aduc acele lucruri Aha. în relația cu soțul meu și să-l încurajez, poate, să fie mai atent cu el, mai îngrijit, poate Aha. să facă niște lucruri care să-l ajute în creșterea lui personală. E ok să ne uităm uh, curioși la alți oameni din punct de vedere sexual, când avem deja un partener? Acum, nu știu la ce te referi cu asta. Adică... E, e ceva foarte simplu. Adică, o, cred că orice bărba, și cred că e valabil și pentru o femeie, dacă vezi un potențial partener sexual străin uh -huh. pe stradă, să fii cumva curioși. Să, 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 să te uiți okay. cu interes fără să vrei să faci pași înspre bon. rațional, spre a intra în legătură cu el sau a flirta cu el. Mm -hmm. Pur și simplu te uiți curios la un alt posibil partener sexual. Potențial, da. da dar, adică ai această curiozitate. Nu neapărat că uh, și avansezi în uh, această curiozitate, dar te cum ar fi? mă gândesc. Probabil că te abții să avansezi pentru că știi că ești într-o relație, nu se cuvine, uh, uh, îți iubești partenerul, știi că poți să-l pierzi dacă te duci mm -hmm. în zona respectivă. Adică cred că sunt foarte multe, uh, cum să zic, cauze compuse da, care te fac pe tine să știi că rațional e corect să te abții, dar ai o, oarecare curiozitate sexuală la uh -huh. adresa al cuiva care e doar curiozitate. Uh, Și secretul e... este cum aduci curiozitatea aia în relația pe care o ai tu. Aha. Ce faci? Că practic ceea ce spui tu este că acea persoană te strânește într-un fel sexual, da? da? Cum faci să aduci toată simțirea aia în relația pe care tu ai acasă? Mhm. Uh -huh. Este ca și când te-ai uitat la un film, poate nu neapărat la porn, la, la un film, mai nu știu cum era Fifty shades of Grey, da, okay. Fo cu foarte multă sexualitate acolo, da. Mm -hmm. Foarte mult lume cu care am vorbit după ce au văzut filmul, mi-au spus că mi-a spus că au simțit un impuls sexual, o dorință sexuală, libido a fost pe pereți, totul a fost extraordinar. De ce? Pentru că, practic, ce s-a întâmplat acolo a fost că s-a activat zona sexualității. Uh -huh. Și la fel este și e, legat de ce ai spus mai devreme, știi? Văd pe cineva, mă stârnește într-un fel, îmi activează toată zona asta a sexualității din mine, care poate că era latentă uh -huh. și ce fac? Mă duc acasă și mi descarc împreună cu partenerul. Ok, da, e o, e o metodă safe de a transfera energia asta în ceva pozitiv. Exact, iar dacă vreau să merg mai departe, înseamnă că am niște probleme acasă și nu trebuie să fie neapărat de natură sexuală. Înseamnă că am niște probleme acasă în relația mea de cuplu și asta mă face să fiu deschis către a explora și alte posibilități. Deci, ar fi un semn de alarmă că ar, ar, un... ar trebui să repar lucrurile. Da. Și ar fi un, un semn de alarmă pe care ar trebui ca individul să-l pună. Adică, dacă eu simt mai mult în legătură cu acel om, cu acel bărbat sau cu acea femeie, trebuie să-mi pun niște întrebări, să întreb, ok, ce nu merge acasă la mine de deci sunt atât de în in, 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 a mă duce după celălalt. Uh -huh. Și cel mai înțeleg lucru pe care putem să-l facem este să mergem acasă, să avem niște conversații cu partenerul, să vedem ce avem acolo de, de găsit, de reparat, de îmbunătățit, da? Uh -huh. Pentru că acum poate că trecem un pic pe lângă subiectul ăsta cu sexualitatea, dar uh, nu e ușor să să menții și să crești de fapt o relație pe termen lung. Și foarte mulți renunță, tocmai pentru că este greu. Și au impresia că o iau de la capăt cu altcineva și că va fi mai ușor și mai bine și mai simplu. Dar ajung și cu acel altcineva, toți în același punct și tot în același punct. Deci, da, este complicat. Și sunt tot felul de ispită, de tot felul. Și nu vorbesc neapărat de alți parteneri. Și alt gen de ispită, nu știu, și jobul poate să fie o ispită la un moment dat. Da, ceva da. care să te atragă mai mult să faci altceva și să ieși din relația ta. Însă. Dacă ne dorim cu adevărat o relație pe termen lung, e important să devenim conștienți când se întâmplă lucrurile acestea și să mergem acasă, să împărtășim cu partenerul și să găsim împreună niște soluții. Ok. Și... Cred că, da, ne depărtăm de subiect, dar îmi place că ne depărtăm de subiect. Cumva... Uh... În relație, asta cumva, chestia asta o știe toată lumea, în relație trebuie să depui efort, dacă să menții o relație. Dar ce efort și cum putem să, de unde putem să găsim cunoașterea asta, educația asta, efortului pe care trebuie să-l depunem? Pentru că eu cred că uh, vedem relația într-un fel și nu găsesc o analogie, dar cred că vedem relația încă, ca pe ceva care e menit să se întâmple natural uh -huh. și trebuie să rămână natural de la sine. Nu mai trebuie să facem nimic. Or, da? Acest lucru nu prea există nicăieri. Adică, nicio profesie, de exemplu, nu te faci natural de la sine doctor doar că ești curios de boli. Trebuie să urmezi un program, să știi exact ce trebuie să faci. Și nici nu excelezi în meseria ta dacă stai pur și simplu și la lucrurile să se întâmple. Da, hai să, nici, adică, nici nu vrem să excelăm. Vrem să vrei să fii, adică, ca să te faci, să ai o profesie, trebuie să prești, treci printr-o pregătire. Ca să, dacă vrei să fii sportiv, nu se întâmplă de la sine. Trebuie mm. să urmezi un program. Ai un program fix, te duci la sală la orele astea, faci aceste exerciții, faci... Adică, absolut în orice vrem să facem, există o disciplină și o știință care îți spune cum să faci lucrurile corect. Nu-mi dau seama de ce încă credem că în relație lucrurile se întâmplă așa. Este o, este o magie, într-adevăr. Adică, la început, când te îndrăgostești, E frumos că se întâmplă cumva uh -huh. de la sine, da? da. dar după aia când menții o relație, cred că există o știință nu, care te învață cum să o menții corect și să te bucuri de plin de acea relație și să eviți acele certuri, critici, dezamăgiri, defensive în care intrăm și care distrug până la urmă, pot, pot să distrugă aproape orice relație. Unde găsim această știință? <laughs> în noi. <laughs> În noi. în noi, da. În, noi, în momentul în care stăm și ne răspundem la întrebarea ce îmi doresc. Ce, ce vreau eu în viața asta? Îmi doresc o familie, îmi doresc o relație bună de cuplu, îmi doresc, nu știu, cum am fost eu, trei copii. Eu am și de la 20 de ani că vreau trei copii aici, pentru mine era foarte clar. Uh -huh. Îmi doresc să mă dezvolt în profesia asta. Ce îmi doresc? Care sunt lucrurile în mare pe care mi le doresc de la viața mea? Și în momentul în care am punctat acolo, îmi doresc o relație de cuplu fericită, împlinită, sănătoasă, bun, hai să-mi notez mai departe ce anume ar, cu ce ar trebui să vin eu pentru ca relația să se întâmple în felul acesta. Și apoi să mă țin de lucrurile acelea, exact cum spui tu, ca, ca un sportiv care are un plan foarte bine stabilit, are o disciplină. La fel și eu, în relația mea, este important să am o disciplină. Ce înseamnă asta? Să-mi aloc timp să petrec cu partenerul meu, să țin cont de nevoile pe care le are partenerul meu, să vină în întâmpinarea nevoilor lui, să. nu știu, care sunt lucrurile acelea pe care celălalt le dorește și ce stă în puterea mea să fac. Uh -huh. Și cumva, și cum, când te ascult, îmi dau seama că e o chestie pe care, la care poți să te gândești și să o faci într-o zi, și după aia să uiți să o faci. Efectul o să fie același ca în orice alt lucru pe care l-am deschis mai devreme. Adică dacă tu vrei exact. să, să... Ce îmi ce doresc? Vreau să devin medic. Ce trebuie să fac? Să termin facultatea. Dacă te duci două zile și te lași, nu o să o termini. Exact. Și atunci lucrurile pe care le-ai... Povestit, acum trebuie cumva făcute zilnic. Ce vrei? Vrei să ai o relație? Ca, în ca o rutină, moment. ca o rutină, dar, dar nu este. Știi că noi spunem așa: orice relație sănătoasă, de lungă durată, necesită un efort și lumea sare, îmi sare în cap, știi, și mie pe. când mai fac postări de genul ăsta, da, e efort, efort, nu, nu, efort. Dar nu efortul acela în care mă duc să trag cu sapă, ci efortul acela în care să mă arăt disponibil pentru a veni în întâmpinarea celuilalt cu ceea ce știu că îi place. Și asta nu înseamnă să fac ceva împotriva voinței mele, să nu înseamnă că dacă lui place ceva și eu detest acel ceva, trebuie musai să-l fac pentru că lui place, ci putem să vorbim despre asta și să găsim împreună, nu știu, punctul acela de mijloc care să mm -hmm. ne aducă amândurora uh, mulțumire. Și nu trebuie să fac tot și nu trebuie să mă pun și aici e o altă poveste, știi, pentru că întâlnesc multe femei care se pun pur și simplu așa pe tavă și sunt la dispoziția partenerilor și partenerii devin din ce în ce mai puțin interesați de ele și de se întreabă, ce? dar de ce, că eu fac totul și sunt acolo, tocmai pentru că ești disponibilă non-stop, non-stop, 24-7, nu mai ești interesantă pentru el. Pentru că un bărbat are nevoie să cucerească permanent. El, el este vânător, sunteți vânători. De când lumea și pământul și așa ați rămas, asta nu s-a schimbat. Și are nevoie să știe că poate să-și cucerească în continuare partenera. Pentru că dacă partenera de acasă nu se lasă cucerită și este 100% la disponibilitatea lui, adică a fost deja cucerită, el în mod natural va începe să se ducă și să poate nu într-un mod conștient, dar inconștient, va începe să caute o cucerire în afara relației. Da, putem să definim aceste lucruri pentru că mi-e teamă că anumiți oameni sau dacă asculți asta doar cu o jumătate de ureche, poți cumva mesajul ăsta să-l transformi într-un comportament toxic și anume mă refer că poate unii oameni o să înțeleagă că ok, trebuie să, uh, să mă las mereu cucerită, asta înseamnă că trebuie să să par interesantă, să par dezinteresată, să par, sau vorbim și despre bărbați, să par să nu răspund la mesaje când trebuie, adică ca, ca, ca să punem punctele pe ei, ce înseamnă să nu fii pe tavă, dacă poți să-mi dai niște exemple, mm -hmm. și să te lași cucerită, să-i să arăți că vrei să fii cucerită sau cucerit și mm -hmm. să te lași cucerit, ce înseamnă? Să nu fi disponibilă, și aici mă refer la femei, să nu fi disponibilă 24/7, adică atunci când el deschide gura tu să sar să-i oferi. Uh -huh. uh, și, uite, uneori eu chiar recomand și refuzul în plan sexual. Uneori e bine să refuzăm, dar odată cu acel refuz, le invit pe femei să se aranjeze, să fie senzuale, să-și pună un mai mai decoltat, să se plimbe da, pe lângă partener. Uh -huh. În contextul acesta al refuzului. Pentru că asta îl va face pe el, îl va stârni pe el, îl va face pe el să le dorească și mai mult și mai mult și mai mult. Și în momentul în care se va întâmpla, va fi o, un act explosiv. Genul acesta de refuz, genul acesta de uh, indisponibilitate, la asta mă refer. Ok, adică un fel, adică de, un fel fe de creștere sănătoasă a tensiunii exact. uh, sexuale, să zicem. Exact. Okay. Mai, uh, mă refer la a-ți uh, luat timp pentru tine, timp personal nu trebuie să facem totul împreună cu partenerul. Avem nevoie de timp personal, sigur, avem nevoie în egală măsură de timp pentru relația noastră, pentru cuplu. Dar timpul acela personal, în care poate sunt cu prietene, poate să mă plim în parc, poate merg, nu știu, să, nu știu, la sală sau fiecare ce plăcere are. Sau plec în vacanță sau, cu prietenele sau, poate, sau cu prietenii. Sau plec în vacanță sau poate pur și simplu nu plec nicăieri, ci pur și simplu mă retrag într-un colț, să-mi iau un ceai, o carte și am o oră pentru mine în care stau și citesc și beau un Genul acesta de, de timp personal, care este foarte important pentru că ne încarcă, ne ajută să aducem uh, energie bună în cuplul nostru mai târziu. Pentru că, dacă adică stăm. Ce vrei să zici tu e, de fapt, să fii. cum să zic, să fii un om care un are om nevoie care... de timp pentru el și care are grijă de el care... și știe să impună limitele sale, Exact. astfel încât. Dinamica asta chiar să fie o dinamică, nu să fie o uh, subordonare sau o disponibilitate permanentă? Ceea ce înțeleg, adică o povestești ca și cum s-ar întâmpla des în cupluri. Se întâmplă des asta în cupluri, ca femeile să fie, sau poate bărbații, să fie mereu am, am, disponibil. Bărbații mai puțin, dar la femei am observat asta în ultima perioadă cel puțin. Uh, și un alt lucru pe care vreau să-l adaug era uh, să construim dorul că adică să te fac să-ți fie dor de mine. Ok. Apropo de indisponibilitatea asta, da? Adică să, să știu că îți aduc dorul în, în prim plan. Dacă în continuu suntem împreună și facem tot împreună și eu sunt la dispoziția ta și totul, 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 totu, numai dorul acela este foarte important. În momentul în care ți-e dor, începi să-ți activezi tot felul de emoții, de trăiri și în momentul în care te revezi cu celălalt... Um, se creează o conexiune puternică. Da, corect. Așa e, cred că e plăcut, da, să, să fii și separat o perioadă ca să, ca să ți dai seama că ți dor și să te întorci cu dor la acea persoană. De multe ori văd cupluri într-adevăr care sunt peste tot împreună. Sunt la sală împreună, sunt în oraș împreună, lucrează da. împreună. Merg la cumpărături împreună, totul împreună. Da. Și prima reacție este ce drăguț și după aia îi vezi din nou și te gândești hmm, că nu mi-ar plăcea să fiu mereu, mm -hmm. adică la un moment dat cred că devine obositor. Stau plictisitor, neapărat... plictisitor. Adică, realitatea mm -hmm. este că ajungem să ne plictisim unul de celălalt. Și monotonia asta plictiseala asta nu ne ajută la construcția, la dezvoltarea relației. Și atunci noi trebuie să venim cu elementele care ajută real. Ok, dorul, această indisponibilitate, acest timp personal pe care ni-l luăm, această, acest joc erotic pe care îl facem între noi, în care te vreau, dar nu te vreau, ia-mă, dar nu mă lua, dar uh -huh. jocurile acestea pe care putem să le facem în cuplul nostru, care toate, toate ajută la dezvoltarea și men la menținerea și dezvoltarea relației. Uh -huh. Într-un mod sănătos, din toate punctele de vedere. Uh, ce rol crezi că are sexualitatea în formarea noastră ca indivizi. Cum spuneam, suntem ființe sexuale. Sexualitatea sexualitatea poate fi privită din mai multe aspecte. Avem aspectul fizic ce ține de anatomia noastră avem aspectul emoțional care ține de felul în care noi ne simțim și ne dăm voie să ne simțim ca ființe sexuale. Aspectul acesta sociocultural legat de mentalitate, de percepția generală, de ce avem voie, nu avem voie, ce așteptări sunt de la noi. Și toate aceste elemente, de fapt, îmbracă sexualitatea și ne definesc pe noi ca, ca indivizi. Experiențele pe care noi le avem plăcute sau mai puțin plăcute, modul în care am fost crescuți și modul în care ni s-a vorbit sau nu ni s-a vorbit din potrivă despre sex, toate aceste elemente ne fac să. Ne definesc identitatea noastră sexuală. Și această identitate, ea este dinamică, adică o putem schimba, să zic, la orice vârstă, mm -hmm. printr-o deschidere mai mare, de exemplu. Și cum, eu, cumva, în capul meu sunt două lucruri care se aseamănă Fix, uh, reticența noastră sau a părinților noștri care ne povestesc că pe vremea lor nimeni nu vorbea despre emoții, da. nimeni nu vorbea despre cum te simți, prin ce treci, aveai o greutate, nimeni nu te întreba, ok, ești într-un divorț. Cum te simți? Ai nevoie de ajutor? că adică nimeni nu vorbea despre emoții. Era ca un subiect tabu care nu mm. exista. Uh, și acum ne-am dat seama că este foarte sănătos să vorbești despre emoții. E sănătos, științific dovedit, să vorbești cu alți oameni despre cum te simți. Asta e un instrument terapeutic în sine. Da. Putem spune același lucru despre sexualitate, că ne aflăm într-o zonă în care încă o ținem cumva ascunsă, dar dacă am vorbit mai deschis cu oamenii din jurul nostru despre asta, am fi mai sănătoși din punct de vedere, poate mental, ca indivizi, dacă am deschide sexualitatea noastră? Acum, nici nu aș recomanda să vorbim despre asta cu toată lumea și oriunde, în orice context, da? Nu e ca și când vorbim despre mâncăm mere sau mâncăm pere. Uh -huh. um, tocmai pentru că a fost și rămâne un subiect tabu și atunci ar fi chiar ciudat să ne așezăm la o masă așa într-un restaurant să ne apucăm să vorbim despre sexualitatea noastră. Putem să facem asta în niște cadre intime, în niște cadre restrânse, poate cu niște prieteni foarte apropiați, cu o prietenă foarte apropiată, cu partenerul, evident, da, ideal este acolo. Poate cu un părinte, uite, chiar îmi povestea cineva de curând că nu a vorbit niciodată cu mama ei despre sex și sexualitate, și acum când ea are 35 plus, uh, pur și simplu dintr-o dată și-a găsit curajul să întrebe pe mama ei dacă ea mai face sex. Și ce nici nu știu de unde mi-a venit și cum am reușit să pun această întrebare, dar surpriza mare a fost că mama mea a răspuns și a fost foarte deschisă, deși niciodată până în acel punct nu vorbise cu mine despre sex. Deci, iată că și o mamă care s-a abținut toată viața ei, cel puțin viața uh, mică, adult, uh, a primei tinerețe a fetei, s-a abținut să vorbească cu ea despre asta. Iată că, la un moment dat, a găsit, apropo, de ce mă întrebai dacă se poate schimba asta. Da, se poate schimba asta dacă avem, uh, sigur, dorința să o schimbăm, ca în orice alt lucru pe care îl facem în viața asta. că ne dorim cu adevărat, putem. Și avem, slavă Domnului, acces la atât de multe informații, avem acces la specialiști, avem acces la uh, materiale care ne pot ajuta să depășim această frică și această rușine. Și ar fi păcat să nu o facem. Repet, suntem ființe sexuale și de ce să nu ne bucurăm de ceea ce natura, în mod natural, ne-a dat? Așa suntem construiți. Hai să ne bucurăm de tot ceea ce, ce ni s-a dat, nu? Da, cu, ok. Cum propui, de exemplu, hai să luăm ipotetic, am zis că o să luăm astăzi cazuri ipotetice. Un caz ipotetic în care avem de-a face cu un cuplu, cu doi adulți peste 40 de ani, care fac sex, dar nu vorbesc despre asta. Mm -hmm. Cum i-ai putea încuraja să aibă o atitudine mai pozitivă față de sex? Cum ar putea să înceapă să vorbească despre deschis, despre lucrurile pe care și le-ar dori, ce le place, mm. ce nu le place, în situația în care nu au vorbit niciodată despre asta. Da. Dacă nu am vorbit niciodată despre asta, primul lucru pe care l-aș face ar fi să vorbesc cu ei despre autoexplorare, dacă au făcut asta. Pentru că este imposibil să vorbesc cu partenerul meu despre ceva ce eu nu cunosc la mine. Adică, în primul rând, am nevoie să mă cunosc pe mine ca ființă sexuală și să încep un proces de explorare personală. Și cel Ce? mai simplu mod prin care pot să fac asta și cel mai sănătos mod este practicând masturbarea sănătoasă. Ce înseamnă masturbarea sănătoasă? Masturbarea sănătoasă înseamnă că nu fac exces, exact cum vedem noi pe la televizor, și cu excesul de unează grav sănătății, nu facem exces, ci o facem în scopul de a ne explora. Um, o dată pe, pe, pe zi, ne luăm un moment în care suntem singuri și începem să ne explorăm. Avem nevoie să ne cunoaștem punctele erogene, avem nevoie să cunoaștem zona intimă cu ce înseamnă în rândul femeilor, de exemplu, vulva noastră. Tu știi că femeile nu se uită, nu își privesc vulva. Este incredibil. Este incredibil cum o femeie poate să aibă o dificultate atât de mare în momentul în care spunea oglinda și privește zvulva și asta să nu poate să facă asta. Din cauza fricii și din cauza rușinii. Probabil că au fost văzute în copilărie făcând asta și li s-a spus că nu e ok? Sau nu neapărat, pur și simplu, nu ne atingem acolo. Ne atingem cât să ne spălăm și atât. Nu ne uităm, nu punem mâna. E o zonă interzisă. Nu-i voie. Uh -huh. Știi? Ca la ragaz. Nu punem mâna câte arzi. Nu punem mâna. Bun, și atunci avem nevoie să vedem zona aceea, care, cum să spun, este o zonă minunată, suferă transformări în momentul excitației, labile își modifică culoarea, forma, da, se întâmplă lucruri, vaginul începe să omesească, e că adică se întâmplă niște schimbări în corpul nostru. Și este foarte important ca noi, femeile, să știm, să devenim conștiente de aceste schimbări, să știm ce se întâmplă real când mă excit și când ajung la orgasm. Și odată ce noi cunoaștem zonele erogene, odată ce ne cunoaștem zona intimă, altfel începem să să avem deschidere către a merge și a continua explorarea împreună cu partenerul și a-l ajuta și pe el să ne exploreze. Până la urmă actul sexual este foarte mult despre despre explorare. Ne jucăm, ne explorăm, ne jucăm, ne explorăm și practica asta face să crească gradul de excitație și să ajungem amândoi la uh, un nivel de satisfacție la orgasm, mai exact. Întrebarea era cum, cum pornești o discuție într-un cuplu Așa. care nu s-a discutat despre asta și ai zis că da, începem prin autoexplorare și cea mai bună mod de a te este să-ți găsești un moment liniștit o dată pe zi în care să te masturbezi. Exact. Sănătos, și ai spus. Sănătos pentru că o facem cu acest scop, da? Aha. Și nu încurajez masturbarea de 10 ori pe zi, de 7 ori pe zi o dată și bine. Cu acest scop de a ne explora și de a vedea cum se întâmplă și cum se transformă corpul nostru pe măsură ce ne apropiem de orgasm și sigur că, da, orgasmul este bonus, este minunat și îl primim cu căldură. Um, această explorare, spuneam că odată ce se întâmplă și devenim mai conștienți de felul în care funcționăm noi ca ființe sexuale, putem să ducem această cunoaștere în relația cu partenerul, să-l ajutăm să ne descopere și viceversa, și abia apoi începem să avem niște conversații despre sex. Uite, îmi place asta, nu-mi place asta, m-am gândit la asta, uite, știi, de ceva timp am fantezia asta sau aș fi curios să am auzit pe cineva că a făcut nu știu ce sau am văzut undeva sau, în fine, și începem să avem niște conversații. Știi, mie, tu îmi faci chestia asta dar mie nu-mi place și mi-era rușine să-ți spun, nu știam cum să o fac și am vrut să testez și am testat pe mine și mi-am dat seama real că nu-mi place și, uite, în schimb, am descoperit că îmi place asta și aș vrea să încercăm asta, genul acesta de conversații. Dacă, dacă întâmpini o reticență din partea partenerului, ce faci? Insistăm. Insistăm <laughs> Discuțiile despre sex eu nu le recomand în dormitor. Le recomand în afara dormitorului și chiar în afara casei, pentru că sunt mai ușor de dus. Și în special dacă avem un partener reticent. Aha, deci hai să facem dormi... o plimbare. Da. Nu în dormitor. Nu în dormitor. Pentru că acolo se întâmplă lucruri și poți să fii cumva să te simți ca și cum ai fi pus la colț, nu? Și nu-ți place. Și atunci afară nu se poate întâmpla nimic și e mai safe, nu? Exact. Okay. Știi că au pe cineva Făcea o comparație foarte faină cu bucătăria, adică nu vorbim despre mâncare doar dacă stăm în bucătărie, da? Vorbim despre mâncare și dacă ne strângem și uh -huh. povestim despre ceva. La fel e și cu cu sexul, dar nu trebuie musai să, să fie în dormitor și cu atât mai mult dacă avem rețineri, dacă nu suntem obișnuiți să vorbim despre sex sau dacă avem un partener reticent. Te invit la o plimbare. Hai să mergem în parc, facem o plimbare și uite așa să povestim puțin despre viața noastră sexuală. Oh, stai un pic. Ok, mi-e regulă, dar știu că e complicat, știu că e greu, știu că n-am făcut asta până acum. Nici nu vreau să-mi spui nimic, vreau doar să mă lași să-ți spun câteva lucruri despre ce am descoperit. Da, și încep să vorbesc, și încep să vorbesc, și pun punct, pentru că sunt atentă la felul în care reacționează celălalt. Dacă devine curios și începe să adrese întrebări, a, serios, și s-a întâmplat asta, ok, înseamnă că avem uh, potențial să ducem discuția mai departe. Dacă nu și e tot pe silent, ok, bun asta vreau să zic, poate altă dată mai povestim, da, poate, uite, mâine îmi spui, te mai gândești și îmi spui ce părere despre ce ți-am spus eu acum. Mai lași lucrurile puțin, de aia spun, insiști, mai lași, mai mergi, mai hai să mai ieșim la o plimbare, hai să facem. Și ușor, ușor, din aproape în aproape, practic, ceea ce ofer partenerului este un cadru de siguranță. E ok să facem asta, e în regulă, suntem noi doi, da? Și relația noastră înseamnă și partea asta. Și îmi doresc foarte mult să o explorăm mai mult, să o dezvoltăm mai mult, să, să cunoaștem mai mult din, din ce înseamnă sexualitatea cuplului nostru. Și am o întrebare, din experiența ta clinică, uh, ai dat acel exemplu cu acea fică care a întrebat-o pe mama uh -huh. ei dacă face sex, și ea i-a răspuns, adică probabil că ei era rușine să deschidă subiectul sau era teamă să deschidă această discuție, dar mama a reacționat foarte deschis și i-a răspuns la întrebare. Din experiența ta, în astfel de cupluri, de regulă, reacția partenerului este la fel, de cele mai multe ori una de deschidere, sau de mai multe ori se întâlnește o reacție de apărare, poate, sau nu sunt confortabil să, să vorbesc despre asta? Da, mi-aș dori să spun că în cele mai multe cazuri este despre deschidere, dar din păcate nu este așa. Din păcate, știi. Cam ce observ în, în practica mea este așa că unul dintre parteneri devine mai deschis pentru că este curios să descopere mai mult, vrea să dezvolte. Da, și cum spuneam, ascultă podcasturi, citește, se duce la cursuri, seminarii, face lucruri în direcția aceasta, începe să crească și atunci, sigur că devine mai dornic să împărtășească și cu partenerul. Dacă partenerul stă tot acasă pe canapea și se uită tot la aceleași meciuri sau scrolează în continuare aceleași TikTok-uri, nu o să uh, întâlnească acolo deschidere la el. O să întâlnească reticență sau indiferență sau, din, sau și mai grav, o să întâlnească niște critică, niște judecată. Te-ai apucat tu acum cu din astea, numai la prosistă cap, Hai, lasă-mă în pace. Se întâlnește mai des deschiderea asta la femei decât la bărbați? Aici, nu știu, procentul ar fi cam, cam egal. Nu, n-am, nu nu văd o diferență majoră între femei și bărbați. Este vorba despre un anumit punct al vieții fiecăruia, punctul în care fiecare se simte pregătit să facă mai mult pentru el. Și, din păcate, se creează această discrepanță între parteneri de foarte multe ori. Și ceea ce recomand eu în sensul ăsta este că în momentul în care mă apuc, vreau să fac mai multe pentru mine, să mă dezvolt, să-l iau și pe partener. Să nu las să zacă pe canapea, da? Mă duc la un curs sau ascult un podcast, vin și povestesc. Văd ceva, îi spun, uite, știi, este un curs foarte fain, hai să mergem împreună. Da? Încep să-l să l atrag și pe el, pentru că această creștere să se întâmple oarecum în tandem. Poate nu 100%, uh -huh. dar oarecum. Și acolo vom avea și rezultatele cele mai bune. Ok, sper că v-ați chemat partenerul la acest podcast, <laughs> pentru că e de urmărit în doi, într-adevăr. Și aș vrea să te întreb despre masturbare. Ai zis masturbare sănătoasă în contextul autocunoașterii? E yeah. sănătoasă să ne masturbăm și în alte contexte? Adică mă gândesc că uh, practici masturbarea de cele mai multe ori bănuiesc, pentru a atinge un orgasm și pentru a simți acea plăcere sexuală în contextul în care nu ai uh, atunci la îndemână, să zic, partenerul cu care să faci uh, sex, sau poți să e ok să. Să te masturbezi în contextul în care ai o relație cu cineva care este sănătoasă și face sex. Sunteți foarte ok, dar tu vrei din când în când să te, să te masturbezi. Mm. Da, este în regulă. <laughs> uh, masturbarea sănătoasă în scopul explorării, da, să mă cunosc, asta dacă n-am făcut-o până acum și e ca un learning pe care fac, o, nu știu, un proces de învățare despre da. propria mea persoană, ființă sexuală. Și apoi, masturbarea, care nu este doar despre a atinge orgasmul, sigur că da, asta ne dorim într-un final și acolo ajungem, dar este de a trăi toată acea plăcere și toată acea uh -huh. intensitate sexuală. Și, da, eu le recomand femeilor, știi cum era cu un mor pe zi, te scapă de, nu știu pe ce, doctor, de la doctore, la... un orgasm pe zi, te, te scapă, nu știu, îți crește imunitatea, te ajută, Aha. bine, aici are o temă, a fost o, ceva, o nebunie, când am spus asta pe Insta, nu mai știu, am zis eu asta cu că orgasmul, te, îți crește imunitatea, au început să sară unii alții, că ce prostii, bați câmpii și așa mai departe. Uh -huh. Dar, vezi, oamenii vorbesc în totală necunoștință de cauză, orgasmul aduce un cum să zic, o bogăție de de hormoni, da? Toți hormonii aceia buni pe care corpul nostru i are și care se eliberează în timpul orgasmului. Oxitocina, serotonina, dopamina, toate aceste elemente se activează în momentul în care noi avem orgasm și ele, unele dintre ele, sunt răspunzătoare și de imunitatea noastră. Da? Nu știu. Tu știi mai bine ca mine. orgasmul și multe studii analizează orgasmul independent de orgasm obținut prin contact sexual sau prin masturbare, adică ambele sunt considerate orgasm și, într-adevăr, sunt foarte multe beneficii ale orgasmului, de la scăderea durerii de cap până la scăderea tensiunii arteriale, până la scăderea nivelului de stres până la, nu știu, liniștire, până la imunitate mai bună. Adică sunt, de da. dar într-adevăr, la, să zic, nu atunci când exagerăm. Când... Da, de asta spuneam, un orgasm pe zi îți aduce toate acele beneficii. Dimineața, înainte să te dai jos din pat, ca femeie, recomand masturbarea, înainte să mergi la nu și ca bărbat. Este în regulă și pentru bărbați să okay. facă asta. Uh, nu le recomand bărbaților în special, pentru că nu știu, femeile, la femei este, repet, este și acest proces de. de iubire de sine, știi? Ca și când eu cu mine îmi ofer un moment și noi, femeile, avem nevoie de mai mult. E diferită masturbarea unei femei față de masturbarea unui bărbat, ca și dinamica emoțională și ce se întâmplă nu doar din vedere fizic. Sigur diferit, că da, da noi este mai romantice, mai avem nevoie de un cadru, suntem mai um, mai emoționale. La bărbat lucrurile se întâmplă sigur și din punct de vedere emoțional, dar foarte mult fizic și tehnic. Și mm -hmm. de asta zic că femeia, la femeie masturbarea vine cu un, un complex așa de, de elemente, de la fizic la emoțional. Okay. Pentru, bărbați, pentru bărbați, recomand masturbarea în cazul în care există o, o discrepanță între nevoile sexuale ale partenerilor. Dacă ea, nevoia e sexuală de a avea contact sexual cu partenerul este de, nu știu, două partide pe săptămână, iar la el nevoia este de o dată pe zi, s-ar putea ca acel cuplu să aibă niște probleme. Și, sigur, Uh, ei pot intra într-un proces de negociere Ok, mi se pare cam mult de șapte ori Cam puțin de două ori uh, Bun, hai să vedem Ajungem la, un, la o medie de, nu știu, trei, patru contacte pe stonă Și am amândoi sunt ok cu asta Dar dacă ei nu reușesc să facă asta Și el totuși are această nevoie fiziologică Atunci recomand masturbarea Adică știu că de trei ori am agreat că facem sex uh -huh. Da? Uh, de celelalte patru cât am eu nevoie o să aduc masturbarea și este ok și vorbim despre asta. Adică nu mă ascund, nu, nu fac un secret din asta. Și Dacă... putem chiar să o facem împreună. Știi, Aha. masturbarea împreună. Uh -huh. N-am chef, știi? Da, ok, bun. Dar uite, mie îmi place să mă privești în timp ce fac asta. Uh -huh. Ok, hai să facem asta. Adică în da, loc să acord. ne uităm la un film, putem să facem treaba asta împreună. Și asta ne apropie și asta s-ar putea să o și pe ea mai mult. Sunt interesant, da, și probabil că adică aduce, aduce foarte multă diversitate în actul sexual, că îl putem numi așa, da. nu? E, care se duce dincolo de doar sexul penetrativ, nu? Exact. Adică și masturbarea în cuplu poate să fie, e de fapt un act sexual Masturbarea în cuplu, da, poate să fie și privită ca un preludiu, dacă vrei. Mm -hmm. Nu trebuie să fie un proces de masturbare care să se ducă la finalizare, ci poate să fie un început de preludiu care okay. mai și departe spus, să ne aducă împreună și... Ai spus că vorbim despre asta, nu ne ascundem. Nu ne ascundem, evident, nu. Pentru că probabil că există oameni care au oarecare rușine de faptul că se masturbează chiar dacă au o relație și mm -hmm. uh, o să preluăm și niște întrebări de la, de la oameni pentru că am anunțat pe Instagram că avem acest podcast și avem deja un număr de întrebări, o să le vedem la, la final. Dar înainte să începem, m-am uitat la unele din întrebări și una din întrebări era fix asta e ok să mă masturbesc, chiar dacă am o relație și în mod cert acea persoană, dacă se întreabă dacă e ok și am zis de la început că foarte multe întrebări, asta, asta au la sfârșit. E ok că simt asta? E ok că fac asta? Okay. Înseamnă că este ok și înseamnă că n-ar trebui să fie rușine să vorbească despre asta cu... Cu partenera. Partenera. Sau partenerul, da. Este în regulă. Și, și în materie de sex, orice este permis, atâta timp cât există consimțământ din partea celor doi. Nu există ceva prea mult, ceva prea puțin, ceva atât timp cât este consimțit. Sigur că acum, dacă vorbim despre o nevoie sexuală ridicată la bărbați, dar și la femei se poate întâmpla asta, mai rar am întâlnit, la bărbați, nivelul de testosteron este foarte ridicat, acolo s-ar putea să fie o problemă medicală și ceea ce recomand este o vizită la medic da? să vadă niște nu știu, analize medicale, hormonale, să vadă ce se întâmplă și ce poate chiar e nevoie de, de medicație. Dar asta doar medicul. Poate ce înseamnă să... nevoie sexuală prea mare? Când putem să deci ne gândim... Am întâlnit bărbați care simțeau nevoia să masturbeze de 20 de ori pe zi. Ok. Adică acolo există o patologie, există ceva medical, o problemă medicală care poate fi rezolvată medical. Uh -huh. Dar ai zis recomand, că e ok să te, să te masturbezi o dată pe zi, dacă te masturbezi de două ori pe zi e deja normal... Sau poate exista variațiuni între oameni. O dată de două ori pe zi ok. Uh -huh. Mai rar am întâlnit femei care să facă asta de două ori pe zi. Bărbați poate că am întâlnit, mai ales în contextul în care poate nu avea o parteneră la momentul acela sau poate partenera era indisponibilă. Poate nu știu, a venit un copil și partenera în prima perioadă a fost indisponibilă și atunci el totuși avea această dorință, nevoie sexuală, uh -huh. da? că de fapt nu mai vorbim de dorință, aici vorbim de o nevoie fiziologică și atunci el practica masturbarea poate de două, trei ori pe zi, dar pentru o perioadă scurtă. Ok. Că știi, aici e și o nevoie de a-ți confirma și reconfirma masculinitatea, știi? Nu uh -huh. este doar despre despre a, ok, sunt încă bărbat, sunt încă viril, pot să fac asta, am dreptul să fac asta, e dreptul meu, știi, să-mi aduc plăcere să fac, dar mulți dintre ei încep să liniștească după ce fac treaba asta o perioadă scurtă. Uh -huh. Ok. Uh, vreau să rămânem un pic în zona asta, dar să mai adăugăm un ingredient. Masturbare plus porno. Ce uh -huh. părere ai despre asta? Pentru că Adevărul este că probabil că toți oamenii se uită la pornă. Tu te uiți la pornă? E o întrebare poate, de dacă vrei poți să nu răspunzi. Da, 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 da. Da, mă uit, mă uit. <sus> okay. în tinerețe, mai okay. mult, okay. pe măsură ce au trecut ani mai puțin, a fost o pauză de câțiva ani în care nu s-a întâmplat deloc uh -huh. și chiar vorbeam cu soțul meu la momentul acela și am zis, da, noi ne-am uitat la porn de câțiva ani, adică de ce? Uh -huh. Nu știu de ce, pur și simplu nu știm de ce și am revenit la a face asta. Uh -huh. Și Iarăși, a te uita la porn este ceva sănătos da? Da. Cu măsură Nu stăm toată ziua să ne uităm la porn Ne uităm la porn când suntem împreună Și poate vrem să aducem o notate în, în materie de sex Și nu de fiecare dată când facem sex că, Și acolo e o problemă Dacă simțim nevoia să ne uităm la porn de fiecare dată când facem sex înseamnă că avem o problemă Și singurul mod uh -huh. în care putem să ne excităm Sau să atingem orgasmul Sau să intrăm în modul sexual Este doar vizionând porn deci acolo avem o altă problemă de ordine emoțională. Dar acum vorbești de vizionat da. porn în cuplu. Uh, dar dacă te uiți la porn singur, că cred că asta se întâmplă mai des. Uh -huh. uh, depinde care e scopul. Eu nu recomand pornul ăsta vizionat de unul singur. Uh -huh. Repet, pentru că eu văd masturbarea ca pe o practică sănătoasă de explorare. Dacă eu am nevoie să mă stimuleze ceva, înseamnă că nu sunt în contact cu mine. Sunt în contact cu ceea ce văd. Și sigur, ajung în mod natural la orgasm, că asta e mers, pentru că văd ceva, mă stimulează vizualul acela. Dar uh, mă deconectez de propria persoană, nu mă cunosc pe mine ca ființă și mai mult decât atât, ajung să mă simt vinovat după ce fac asta. Mm -hmm. Și să mă simt uh, incapabil, practic, ajung la o invalidare a propriei persoane. Pentru că îmi dau seama, la nivel rațional, că eu altfel nu pot să ating orgasmul. Ok, deci... da, po poate poți, dar, adică mă gândesc la circunstanțe în care poate poți, dar totuși cred că e calea cea mai ușoară să te uiți la porn pentru a te excita și pentru a atinge un orgasm în urma masturbării. Dar, probabil că un alt impediment pe care îl bănuiesc este acela că îți inhibi cumva propria imaginație, pentru că atunci când te masturbezi, și îți imaginezi mm -hmm. lucruri, e tot un fel de porn care da. poate să fie. Cu da, dar sunt în tău. contact cu mine, mm -hmm. cu mintea mea, cu corpul meu, cu ceea ce simte corpul meu. În mm -hmm. momentul în care vizionez, sunt în contact cu vizualul de acolo. Când urmărim porn în cuplu, este altceva, pentru că sigur suntem stimulați de ceea ce vedem acolo, dar aducem ceea ce vedem în relația noastră, în dinamica dintre noi doi. Și atunci suntem în contact unul cu celălalt. Și practic pornul acela nu face altceva decât să ne aducă, nu știu, să ne aducă un plus. Da, apropo de, nu știu, o poziție nouă, un fel nou, partea de excitație care se construiește. Da, deci sunt niște beneficii pentru noi doi. Vezi și o problemă în faptul că pornul, se știe, este de cele mai multe ori executat de niște actori profesioniști care pot face niște lucruri pe care poate oameni normali nu pot să le facă, da. și atunci poți să-ți dorești de la partener ceva nerealist ce n-ar vrea să facă? Asta pe de-o parte, dar ceea ce se întâmplă și asta mai ales în rândul tinerilor, adolescenților și tinerilor, este că le creează o imagine distorsionată despre ce înseamnă sexul. Pentru că sexul nu este ceea ce vedem acolo. Sexul înseamnă multe alte lucruri. Ori dacă mintea adolescentului începe să se construiască pe un model asemănător cu ceea ce vedem porn, viața lui sexuală va fi afectată. Și aici avem o, o problemă reală. Și este o problemă din ce în ce mai mare pentru că adolescenții au din ce în ce mai mult uh, acces la, la porn și sunt consumatori de, de porn. Din curiozitate la început și apoi încep să practice masturbarea și devin cumva dependenți de de asta, ceea ce le afectează ulterior relațiile. Există vreo soluție la asta? Că, adică, dacă stau și mă gândesc, mă gândesc, pare să fie o problemă fără soluție, pentru că pornul este extrem de accesibil. Toată lumea are smartphone. Uh -huh. uh... Bine, acum, la copii, sigur că e simplu. Dacă avem aplicațiile de restricții pe vârstă și. Da, dacă vorbim de adolescent, nu știu, 14 ani, nu știu ce restricție poți să-i mai dai sau poate să găsească alte device-uri pe care să nu aibă restricție, adică Noi avem restricție acasă nu... pe pe furnizorul de, de internet. Eu nu pot să mă eu nu pot să mă uit la porn. Trebuie să mă deconectez de la internet ca să pot să am acces pe telefon. Te duci la baie în școală, te conectezi la Wi-Fi care nu are restricție, adică e accesul e atât că da, de e foarte simplu, că da, e extrem simur. de simplu. Adică Poți să ajungi la porn dacă vrei să ajungi la porn. Te da. duci la baie, accesezi un Wi-Fi da. de undeva da. și te uiți, intri pe un site. Problema e, într-adevăr, că nu sunt restricționate. Mi-e îmi plac că... Adică eu cred că o restricție pe porn ar fi sănătoasă, la fel cum avem restricție pentru droguri. Adică știm mm. că drogurile ne fac rău și am acceptat, democratic, să avem restricție pentru mm -hmm. ceva ce ne face rău și ceva de care, dacă ne apucăm, nu ne mai putem obține. Da. Uh, și sunt state care practică asta. De regulă, statele arabe... Uh, dacă încerci să intre pe un site de porn, în dubai nu o să poți să intri nici prin VPN, nici prin sau probabil că trebuie să faci foarte multe lucruri și la un moment dat să zici, băi, e prea complicat, mă las. Aici este foarte ușor să intri pe mm -hmm. un site de porn și odată ce ai intrat, poți să devii dependent și poți să vezi niște lucruri nerealiste. Da. Și e atât de simplu, adică oricine își aduce aminte de prima interacțiune sexuală, da? primul sex pe care îl faci, care este neademunatic, Stângaci, și dureros. Nu știi ce trebuie să uh -huh. faci, nu știi că de, de ce nu este de ce nu e bine lubrefiată, de ce te doare, de ce nu intră ce trebuie să, și ai această rușine și reținere și teamă. Primul contact sexual nu are nicio treabă cu ceea ce vezi pe site-urile astea de porn. Și mă da. gândesc că primul contact, când doar ți-l imaginezi și te apropii de el, este într-un fel, dar cred că este foarte dezamăgitor pentru un adolescent să aibă un prim contact uh, care nu se ridică la atât nivelul. De diferit, da, care de diferit de ceea ce vezi acolo. E o problemă fără rezolvare sau poți să recomanzi o rezolvare? Nu știu, poate adolescenților. Sigur că care rezolvarea se ar fi uh, educația sexuală. România are nevoie de, de educație sexuală, are mare nevoie de educație sexuală la orice categorie de vârstă, nu vorbim doar de adolescenți, Pentru că noi, realmente, ducem lipsă de această educație. Dacă adolescenții ar fi învățați despre ce înseamnă sexul cu adevărat, dacă ar fi învățați despre anatomia corpului lor, despre anatomia uh, persoanelor de sex opus, da? deci dacă ei ar înțelege toate aceste aspecte, atunci și uh, curiozitatea de a se duce către porn ar fi din ce în ce mai diminuată. Pentru că acolo Asta se întâmplă, este o curiozitate. Nu am cu cine să vorbesc, nu știu, ok, citesc, văd, dar ce-ar fi să mă duc direct la sursă ca uh -huh. să-mi fac eu o imagine. Ori dacă ei sunt ajutați să se informeze corect și încep să afle lucruri, să învețe, atunci, ok, nu spun că se va elimina cu totul, dar se va diminua foarte mult această uh, curiozitate. Deci asta ar fi soluția din punctul meu de vedere. Ok, deci educație, dar Biserica se opune, știi? <laughs> Știu. <laughs> dar de ce? Uh, pentru că sunt foarte, sunt foarte mulți oameni, și cred că implicit Biserica au impresia că dacă îi înveți pe copii uh, despre sex și sexualitate, le, le trezești curiozitatea, dar da. mi se pare că e o atitudine, e o percepție atât de deconectată la realitate. De la Educația realitate... sexuală nu înseamnă că uh, împingem oamenii să facă sex. Cred că asta e singurul lucru pe care trebuie să-l reținem. Educația sexuală înseamnă să învățăm despre noi. Noi, ca ființe sexuale, anatomia noastră, dinamica sexuală, uh, bolile cu transmitere sexuală, tot ce înseamnă sexul în sine dar nu înseamnă că asta ne va împinge să facem sex, ci înseamnă că vom fi pregătiți în momentul în care, în mod natural, vom ajunge să facem sex. Și studiile fixe asta spun. Țările în care uh, în școală se predă pe bune educație sexuală, nu educație biologică sau sanitară sau cum mai mm -hmm. este denumită la noi, adică la noi până ne e și, ne e și frică să și denumim educația sexuală ca fiind ceea ce este, este educație biologică sau nu știu cum se cheamă, uh, uh, în țările în care se face educație sexuală, rata de, de sarcini la fetele minore este foarte mică, din ce în ce mai mică, și vârsta la care un adolescent sau un, da, un om își începe viața sexuală este cu atât mai mare. Adică dacă tu știi despre ce e vorba, înțelegi, înțelegi repercursiunile unui act sexual, uh -huh. că dacă primul act sexual este prea devreme, că nu ești pregătit emoțional, că poate fizic ești, dar emoțional da. nu ești. Adică toate studiile ne spun asta și studiile pentru asta sunt făcute, să ne facă să vedem și să credem lucrurile pe care instinctual nu le-am crede. Da. Și da. a, pentru că ai spus de vârstă, știi, nu este o vârstă anume potrivită la care să ne începem viața sexuală. Adică nu cred că poate cineva să spună, da, la 16 ani e ok să facem asta, sau la 20 de ani, sau la... Nu, nu există. Ci este despre momentul în care suntem pregătiți să ne începem viața sexuală, și... din punct de vedere emoțional. Și cum știi asta? <laughs> Sunt niște întrebări suntem... la care trebuie să, să răspunzi, cum îți dai seama ca adolescent că ești pregătit? Sunt într-o relație, s-a dezvoltat relația aceea, adică suntem pregătiți să mergem mai departe, avem sentimente unul față de celălalt, ne dorim mai mult, pentru că odată ce ne răspundem la întrebările astea, sexul, sexul vine natural. Adică nu e ceva planificat. Bun, ne-am combinat acum, peste trei zile o să facem sex sau peste o lună. Nu. Ce să ne cunoaștem, mai să ne... să petrecem timpul acela împreună, să ne dăm voie să ne îndrăgostim, să simțim lucruri. Din păcate, la adolescenții din ziua de azi nu prea se mai întâmplă lucrurile așa. Cu, cu tot... Cu, toate, cu tot accesul acesta la informații, cu toată graba asta al care sunt ei, cu lipsa de răbdare, din păcate nu se mai întâmplă lucrurile așa. Dar eu văd în continuare, poate că sunt eu mai romantică așa și poate că sunt mai, nu știu, înaintată în vârstă, dar eu văd în continuare ca primul act sexual ca fiind ceva extrem de, de intim, de frumos, de personal. Și putem să se ajutăm pe adolescenții noștri să aibă parte de asta având conversații cu ei pe această temă. Hai să încercăm să-i convingem în sensul în care da, ai deschis o, o situație... Uh... Care mie mi se pare absolut normală, da? Doar că, ascultându-te, îmi dau seama că este, în multe cazuri, departe de realitate. Pentru că, uite cum îmi imaginez că se întâmplă în ziua de azi și poate se întâmpla și în ziua în care eu eram, pe în timpurile în care eu eram adolescent, doar că noi nu aveam social, social media, acum mm. avem social media, suntem niște ființe care ne comparăm implicit, ăsta e instinctul nostru să ne comparăm cu alții. Da. Și atunci, tu ești adolescent. Nu ești încă pe deplin format emoțional, nu ești mm -hmm. pregătit sau nu ești pregătită, dar vezi prietenele tale care au iubiți, mm -hmm. care povestesc că au făcut sex și tu încă ești virgină. O să te întreb și despre virginitate, dacă e un construct social sau dacă există între virginitate. Tu ești virgină și prietenele tale știu că ești virgină, ți se pare. Uh, te compari cu ele, ele nu mai sunt virgine, ele fac sex și atunci se întâmplă ce mai probabil să te duci la o petrecere la care să te agate cineva care, din nou, e adolescent și doar asta vrea să facă, să demonstreze prietenilor că săi că a bifat ceva, că și-a tras-o cu cineva la acea petrecere. Tu îți dorești același lucru și ajungi să ai prima ta interacțiune sexuală, primul tău act sexual, să fie cu o persoană care nu te cunoaște, care cu care n-ai vorbit despre asta, tot ce vreți voi este să bifați ceva ca să arătați prietenilor voștri că și voi ați făcut asta. Dar... Devine a... ceva cool, a devenit ceva cool, da? Din categoria cool. E cool să faci asta și... Altceva nu mai contează. Dar care sunt consecințele? Adică cum, cum ai putea explica dacă avea un adolescent în fața ta că este mai bine să aștepți, să găsești pe cineva cu care să fii pregătit, cu care să vorbești despre asta și cu care să faceți asta consimțit când e timpul să o faceți? În primul rând, l-aș aduce pe adolescentul ăla să fie un pic mai conectat cu propria persoană și să-și înțeleagă emoțiile și trăirile, pentru că despre asta e vorba, din nou, despre deconectare de propria persoană. Fac ce fac și alții, mă ghidez după ceea ce văd, mă las influențat și nu trăiesc în propria persoană, să-mi cunosc emoțiile, trăirile, dorințele, nevoile mele personale, ci trăiesc prin ceilalți. Și asta aș face, în primul rând. Adică nu mă ajute direct la zona asta sexualității, nu mă ajute să vorbesc direct cu el despre asta, ci mai degrabă să-l ajut să se cunoască el ca individ. Pentru că cu cât devine mai conștient de ceea ce simte, de ceea ce are nevoie, cu atât șansele se întâmple lucruri de genul acesta scad. Ok. Și efectele, pentru că vorbeai de efecte, o adolescentă, am auzit o poveste care m-a cutremurat pur și simplu, o adolescentă de 13 ani care a făcut pentru prima dată sex în toaleta de la Mol Băneasa. Pur și simplu am rămas șocată, 13 ani. copilul aia nu știa pe ce lume trește. Și da, ea va fi afectată pentru toată viața ei dacă nu va ajunge la un moment dat să facă terapie. Pentru că nu ai cum ca un astfel de episod să nu te afecteze în legătură cu stima de sine, cu percepția față de propria persoană. ori asta se va duce în toate laturile vieții, și în social, și în profesional, și în mai ales în zona de, de relații. Da, și na, adică pot să-mi imaginez că e, e perturbant probabil pentru o persoană să treacă prin asta, pe de altă parte nu. La cre... momentul acela nu este perturbant, okay. pentru că nu realizează. Da? A făcut asta, după aia face altceva, trece la altul și la altul și la altul și la altul, dar mai devreme sau mai târziu, undeva mai spre 20 de ani încolo, după perioada de adolescență, se vor vedea efectele. Și mi-e foarte clar, sigur că da, aceste fete au niște motive în spate care le determină să aibă genul ăsta de comportamente. Care Ce motive? Nu știu, probleme acasă, relații, bă, dinamică în, în familie sau poate un părinte care nu e prezent sau bă, poate, nu știu, anumite, nu știu, un anumit soi de agresivitate în familie sau, în fine, niște probleme se întâmplă mm -hmm. acolo în familia ei. Care o determină să se ducă și, în general, partea asta, sigur, că ține de relația cu, cu tatăl. Sau cu nevoia de a demonstra cuiva ceva. Că, practic, știi, poate că pare paradoxal. Mă duc să fac sex cu un băiat pe care nu-l... De-abia ce l-am cunoscut, da? Am 13 ani, intru în toaletă la Molbonea să fac sex cu el. Dar ceea ce caut eu, inconștient, este validare. Am făcut asta pentru că eu caut validare. Și paradoxal se întâmplă să nu primești validare pentru că băiatul ăla a ieșit din toaletă și dus a fost, nu-l mai vă poate niciodată. Și Apoi, ce fac? Caut un alt băiat de la care spuneți validare și altul, și altul, și altul, pentru că nevoia mea din spate este această validare de care n-am avut parte în relația cu unul dintre părinți, cu amândoi sau cu ceva ce s-a întâmplat în familia mea. Și ce faci ca adolescent dacă simți asta? Adică, soluția e că, din nou, mi se pare că e groaznic să auzi asta, uh -huh. dar ce soluție ar avea ea? Adică, ce ar putea să facă ca să se oprească din asta? Unde să caute acea validare sau acel ajutor când ea. Are 13 ani și asta este viața ei? Repet, ea nu este conștientă la momentul acela. Ea nu, ea nu caută această validare într-un mod conștient, într-un mod activ, ci o face într-un mod inconștient. Um, și sunt niște mecanisme pe care ea și le dezvoltă, prin care speră că va umple acel gol din interiorul ei. Deci ea nu este conștientă. Ideal ar fi ca unul dintre părinți sau o persoană, un adult din jurul ei care o vede, care înțelege că se întâmplă ceva cu ea, să o ia de mână și să o ducă la un specialist care să o ajute real. Uh -huh. Altfel, ea va crește și poate undeva spre 20 plus încolo, văzând că lucrurile nu se întâmplă în viața așa cum și-ar dori, va ajunge să, să facă un proces terapeutic. Bun. Deci înseamnă că. Adică primi... sunt niște răni acolo, sunt niște goluri acolo, sunt niște traume, poate chiar, nu neapărat traume, dar poate fie și anumite traume, care să împingă adolescenții la comportamente de genul acesta. Și care se pot rezolva doar cu psihoterapie. Ok. Deci asta înseamnă că prima experiență contează, cumva, are greutate în evoluția noastră. Contează foarte mult, da. Deși, deși adolescenții de astăzi ar spune că nu contează, contează. Ei au impresia că nu contează, dar peste niște ani dacă ar fi să ne așezăm din nou la o masă să povestim cu ei, răspunsul lor ar fi da, contează. La momentul uh -huh. ăsta, nu, pentru că așa au ei impresia, au cu mintea lor, așa e formată în acest moment al vârstei lor, încât să spună că nu contează. Ce puțin e important să auzim de la tine, care ești un expert în acest domeniu, că contează. De ce și cum și care sunt mecanismele importante este că e e foarte important cu cine și în ce context ai prima experiență. Da. Și asta o să-ți influențeze viața ta, inclusiv în vedere sexual și de respect față de sine și afect și așa mai departe în viitor. Totuși, de ce prima experiență nu este așa cum noi imaginăm? E normal să nu fie așa cum ne imaginăm? Să fie complicată? Să fie dificilă? Sigur că da, pentru că este necunoscut. Cum spuneai, noi ne facem niște filme în capul nostru, că am văzut porn, că am auzit, că am văzut la televizor, la... nu contează. Ne facem niște filme în cap și totuși intrăm în acel proces ca într-un mare vast necunoscut. Și este normal să fim stângaci, nu știm ce să facem, nu știm cum să reacționăm, nu, e despre necunoscut și atunci lucrurile nu se întâmplă ideal. Ceea ce ar fi ideal, ar fi să pregătim acel moment, astfel încât lucrurile se apropie cât mai mult de filmele pe care noi le avem în cap. Și eventual să Și fim... nu vorbim de, nu știu, petale, trandafiri și Aha. lucruri de genul ăsta, dar să pregătim cumva momentul. Da, uite, o să se întâmple atunci, adică nu așa pe fugă, suntem la un chef și la, un, mă rog, o petrecere și gata, am prins o cameră liberă și mergem acolo. Nu, hai să pregătim momentul, uite, da, în weekendul ăsta plecăm undeva, facem, se întâmplă, se va întâmpla, anticipăm momentul amândoi, ne pregătim. Îmi dau seama unde e problema. Problema este de fapt, sau problema sunt filmele la care ne uităm mm. în care vedem că sexul se întâmplă spontan la o petrecere super mișto, unde pac, pac, da, pac și, și totul foarte fain. Și, și atunci cred că avem impresia că așa e normal să se mm. întâmple și că este poate, poate unii oameni simt că e ridicol să pregătești un astfel de moment, dar de fapt cred că în asta, e, în asta stă secretul succesului: să recunoști că ai emoții, că e prima dată, exact. să recunoști că poate o să fii stângaci, hai să vedem cum ne descurcăm, dar ne conținem unul pe altul, să fie ok. Uh -huh. Și să pregătești conștient acest moment. El nu trebuie să se întâmple ca în filme, nu știu, ai venit acasă cu, nu știu, cu cumpărăturile, poc s-a întâmplat în bucătărie. E ok, poate să se întâmple așa, da. dar nu mereu, nu asta da. e normal. Da, exact. și, și atunci cred că asta ar fi un sfat, nu pentru adolescenți, să... Să pregătească momentul, să vorbească despre moment și oricât de greu știu că le este adolescenților să facă asta, dar da, să vorbească despre emoțiile pe care le au despre reținerile. Uite, știi, da, mi-e teamă, nu știu, îmi dau seama că nu, nu știu cum să o fac. Adică, da, îmi doresc uh -huh. foarte mult treaba asta, știi? Dar chiar nu știu cum o să iasă, chiar nu știu dacă, știi? Hai să... și celălalt să zic că da, păi știi că nici eu, că nici și pentru mine e prima dată și e ok, hai să povestim, hai să vedem, ne, cum ai spus, ne susținem unul pe celălalt. Și aici cred că intervine o chestie care, uite, îmi dau seama că se manifestă foarte puternic de la prima interacțiune sexuală dar persistă și în viață, și cred că în special cu partenerii noi, ceea ce se cheamă anxietatea de a performa. Mm -hmm. uh, da. Poți să ne descrii ce e anxietatea de, de a performa și cum putem să o înlăturăm? Anxietatea de performanță este legată de percepția pe care. De percepția pe care noi ne-am făcut-o despre cum ar trebui să se întâmple un anumit lucru și teama că nu vom reuși să ajungem la acea performanță. Și se întâmplă foarte des în, în zona asta a sexualității această anxietate de performanță, în rândul bărbaților, în special. Nu neapărat, dar în special în rândul bărbaților. Pentru că. Există această Mentalitate cum că bărbatul știe Bărbatul trebuie neapărat Musa el știe tot ce are de făcut Cum trebuie să facă El este expertul Deși el nu s-a născut la fel ca noi toți, de altfel, dar nu am învățat la vreo școală specială, dar așa este percepția, mentalitatea generală. Și atunci se construiește, de fapt, că este chiar o construcție a acestei anxietăți. Pe măsură ce trece timpul și apare și se împământenează mult mai mult această mentalitate, cu atât anxietatea este mai puternică. Mm -hmm. Ok. Și cu ce să facă un bărbat care are această anxietate? Care știe că trebuie să dureze o anumită perioadă, trebuie să. Nu știu, să crede. Să, că... uite, să uite tot ce crede că știe, să uite tot ce crede că știe și să fie curios să-și descopere partenera. Pur și simplu, sunt curios, nu știu, n-am fost cu nicio femeie, uit tot ce am aflat până acum, uit toată experiența mea și vreau să te cunosc pe tine, să văd cum ești tu. Pentru că fiecare individ este unic, suntem unici și, prin urmare, fiecare parteneră pe care o are un bărbat este unică. Și atunci vreau să o cunosc pe ea, vreau să văd cum este cu ea, vreau să văd cum reacționează ea, vreau să-i descopăr ei punctele erogene, vreau să... Da? Și asta, asta le recomand să facă. Și asta o să-i ajute să scadă această anxietate de performanță. În contextul ăsta, cât de important e preludiu într-un act sexual? Este important. Este important în special pentru femei, după cum bine știm, pentru că femeile au nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la un anumit grad de, de excitare. Dar este, este necesar și pentru bărbați, apropo de conexiunea, de conectarea care se întâmplă în timpul preludului și care ajută relația pe ansamblu. Dar este important preludiul și... Acum, cât de mult cât ar trebui să dureze preludiu. Asta depinde de, de fiecare cuplu în parte și de fie, depinde de fiecare moment în care ne uh, alegem să avem un act sexual. Pentru că dacă nu știu, copiii dorm de prânz, da? și avem uh, poate, nu știu, o oră la dispoziție, dar poate nu știm că unul e mic și s-ar putea să scoale într-un sfert de oră jumătate de oră nu o să stăm acum să facem nu știu ce preludiu, da? Adică o să se întâmple lucrurile un pic mai pe repede înainte, pentru că ne dorim să facem sex. Pe de altă parte, dacă copiii la bunici avem o seară liberă, atunci o să profităm din plin de asta și o să alocăm mai mult timp pentru preludiu. Mhm. Și okay. e bine să alternăm aceste lucruri Și este bine să Apropo de monotonia și de plictiseala Care poate să intervină și intervine Din păcate foarte ușor E bine să alternăm modul în care noi facem sex Și locul din casă Și modul în care facem Și pozițiile sexuale și E bine să le alternăm Astfel încât să nu ne plictisim În același loc, în același mod În aceeași în zi Știi, știu, cupluri care fac sex Sâmbătă seara Sâmbătă-seara, adică mai că. Bă, tu ok cu asta, nu știu. Da, sunt ok cu asta, dar pe de altă parte se și plâng, că nu se mai simt așa bine, că nu mai au chef, că mai sar câte o sâmbătă, două, că de... Știi? E ok să-ți să planifici actul sexual, mai ales dacă nu ai făcut sex de mult timp. Uh -huh. Bun, sâmbătă o să facem sex. Ducem copiii la bunici, nu știu, la vecina, nici nu contează, închidem în, de bara... Și sâmbătă avem un moment al nostru în care facem sex. Deci da? e ok să-l planifici. E ok să-l planifici. Nu e din când în când, dar nu e ok să-l planifici de fiecare dată și în fiecare că să știu clar că sâmbătă la ora șapte, ai sunt în pat și se întâmplă. Stai așa, plani Ok. Întrebare. Planificat înseamnă că îl planifici cu câteva ore, câteva zile înainte Chiar sau? Cu câteva pla... zile înainte. Ok, dar este tot planificare dacă zici uh nu dau seama. Dacă zici, uh, uh, hai să facem sex, mm -hmm. și urmează să facem sex, atunci, imediat, aia nu da, e planificare. Ai planificare. Aia e o propunere. Ok. Adică, bă, uite, am chef să facem sex. Te-am văzut acum, acum mai coborât mm -hmm. și aveai vei păru, nu știu, abarnău. Și, nu știu, pur și simplu am chef să facem sex. Știi? Mm -hmm. Și se întâmplă acolo, pe masa din bucătărie. E ok. Mm -hmm. Dar. Să nu fie copii acasă. Okay. Că scogea acasă nu-i bine. Okay, <laughs> nu-i bine chiar așa <laughs> spontan. Știi, acolo trebuie un pic mai cu grijă. Dar ăla nu-i planificat. A, da, e planificat. o propunere care vine. E o chestie spontană și e foarte fain să se întâmple asta. Sau lucrăm de acasă amândoi și, nu știu, avem pauza de masă, ne-am intersectat amândoi la aceleași oră prin bucătărie. Și ne dăm seama că, wow, ce fain, hai să profităm de oraș Așa, aș pleca să de la preludiu. Deci, ok, preludiu, da? Uneori avem un preludiu mai lung, uneori avem un preludiu mai scurt. E în regulă, este absolut în regulă. Dar ceea ce este important este să ținem cont, și aici bărbații, de fapt, trebuie să țină cont, de uh, gradul de excitare al partenerei, de ritmul partenerei. Mm -hmm. Și de asta spuneam, știi că fiecare parteneră este unică. Da, am avut 20 de femei până acum. Ea, 21, este unică, nu o cunosc. Am nevoie să știu. Cât timp are nevoie până să se excite și mai departe până ajunge la orgasm? Okay. Pentru că unele femei, la unele femei se întâmplă asta rapid și asta depinde și de uh, timpul, momentul ciclului menstrual. Alte femei au nevoie de mai mult timp și e important să înțeleg asta, să cunosc asta și să țin cont de asta. Și evident... Da, bărbatul este obligatoriu să-și să, să ducă partenera către orgasm, da, să aștepte ca ea să aibă orgasm, pentru că apoi să aibă și el orgasm. Sunt femei care uh, n-au orgasm. Da. E ok? Nu, nu este în regulă. Înseamnă că dacă o femeie nu are orgasm, înseamnă că ea se privează de această plăcere, cum spuneam, care este absolut naturală în corpul ei are o problemă pe care poate să-și o rezolve, dar poate că nu știe că poate să o rezolve sau nu știe cum să-și o rezolve. Atâta timp când nu există un motiv medical care să, să o facă incapabilă de a avea orgasm, orice femeie ar trebui să aibă orgasm. Din păcate știu că nu se întâmplă asta și nu vreau să spun ca pe o presiune pentru femei că orice femeie ar trebui să aibă orgasm, ci ca un mesaj foarte important și anume acela că orice femeie poate să facă asta. Există specialiști care le pot ajuta, există materiale care le pot ajuta, există soluții, repet, atâta timp cât nu există o problemă de ordin medical. Unde să caute aceste soluții? Adică, ok, ești femeie și ai interacțiuni sexuale cu partenerul tău, dar nu ajungi la orgasm. Cu ce să înceapă? Cum să? Cu, un, cu o vizită la un psihoterapeut specializat în relații și în psihosexologie. Okay. Acolo. Poate să meargă și la un medic. Da? Din păcate, la noi, afară, discuțiile astea sunt foarte deschise cu medicii, medicii ginecologi. Din păcate, la noi nu toți medicii sunt deschiși. Dar o femeie care a, nu a experimentat orgasmul sau o femeie care are tulburări de libido ar trebui să poată să meargă la medicul ei ginecolog, să vorbească deschis despre asta, iar medicul ginecolog mai departe să o îndrume către un nu știu, tratament dacă e vorba de o problemă medicală sau către un psihoterapeut dacă e vorba de o problemă emoțională. Problema e că pot să fie împărțite să zic în, în două categorie emoționale. Da. da Adică emoțional nu poți să atingi un orgasm mai un blocaj undeva, ceva da. te reține, ai o frână. Deci am zis că le putem împărți în două categorii, emoțional sau fizic. Și, fizic. și fizic pot fi, poate, dezechilibrări hormonale care țin de libido și incapacitatea de a ajunge la acel climax. Sau pot fi, efectiv, cum să zic, probleme sau particularități, să le spunem, mm -hmm. efectiv fizice care țin de anatomie, care și ele pot fi rezolvate în ziua de astăzi. Am avut la medicul invitată pe Diana Mihai, este medic ginecolog și mm -hmm. face Deci, ce se cheamă cumva rejuvenare vaginală. Și mm -hmm. când te gândești la rejuvenare, te gândești că doar o faci să arate bine, dar. Uh, E doar 10% din ce face ea se referă la estetică, 90%, de fapt, din ce, când auzi rejuvenare vaginală, se referă la um, o îmbunătățire funcțională și lucrurile sunt super simple. Adică, noi, avem, sau, mă rog, femeile au în vagin anumite terminații nervoase care pot fi un pic mai ascunse și nu sunt suficient stimulate în timpul actului uh -huh. sexual. Există tot felul de injecții cum să te injectezi cu acid hialuronic pe față, poți să injectezi acid hialuronic în, aceaz, în acel punct G sau zonă uh -huh. G și atunci ea devine mai proeminentă și poate să fie, să zic, mai, mai ușor stimulată și înțeleg că rezultatele sunt super bune. Adică sunt femei care uh, povestește, ea tot la medicul a povestit care, paciente, care, nu știu, vin la un tratament, ea observă ceva, îi face tratamentul acesta injectabil și a doua zi ea o sună și zice, doamne, ăsta este, de fapt, un orgasm uh -huh. și, adică, sunt oameni care trăiesc mulți ani fără orgasm și ajung să-și da. să rezolve problema asta, aibă un orgasm. Da. Și, iarăși, pentru femeile care nu au experimentat orgasmul, revin la ideea cu masturbarea este cel mai, cea mai simplă cale de, de a ajunge acolo. Autoexplorarea care duce ulterior la, la orgasm. Cunoașterea aceasta ca ființă sexuală. Um, ok, deci au, să înceapă cu autoexplorarea și încercarea de a ajunge singure la un orgasm, și după aceea discutarea, probabil, cu partenerul și. Um, cu partenerul, sigur că da, bine, mai intervine și partea asta ce ține de libidou, pentru că spuneam că libidoul poate să fluctueze o dată din cauza, din motive ce țin de ciclul menstrual, etapele ciclului menstrual, știm că în perioada de ovulație, da, femeia este mai, are un libidou mai crescut, anatomic ea este construită ca să, da, pentru a procrea și atunci iar în celelalte etape libidol poate să fie mai, mai scăzut. Dar libidol fluctuează și din motive de ordin emoțional, din motive de alimentație, de somn, de stres. Sunt foarte mulți factori. Am cupluri care lucrez și care vin și îmi spun, ok, eu, ea, nu are chef deloc niciodată, știi? Și ea spune, ok, dar nu mai am libidou deloc. Bun, și începem să povestim un pic despre contextul de viață. Păi, un da. job stresant, o alimentație nesănătoasă, bă, 5 ore de somn pe noapte, evident că vor face ca două să nu mai existe în planul cuplului lor. Că trebuie să fim atenți la aceste aspecte și în momentul în care se întâmplă asta, să vedem ce putem să, unde putem să intervenim, unde este nevoie să intervenim. Mm -hmm. Poate ar trebui să mă mai sănătos, poate că am nevoie să introduc în dieta mea mai multe grăsimi sănătoase. Nu știu, avocado, de exemplu, este foarte bun pentru, pentru creșterea libidoului. Uh, nocile, peștele gras nu știu, da, probabil că tu știi mai mm -hmm. bine asta. Sau un medic nutriționist, din nou, uite, merg la un medic nutriționist care poate să-mi recomande o dietă care să mă ajute și pe partea de creșterea libidoului. Adică avem specialiști, oameni buni, avem specialiști și haide să apelăm la ei pentru că este singurul mod în care noi putem să ne ajutăm pe noi să avem o viață. Uh, mai bună, mai satisfăcătoare, mai împlinită din toate punctele de vedere. Corect. Știi și materialele astea pe care le facem aici sunt cumva cu niște reguli de bază pe care poți să încerci să le aplici și sunt cumva zero cost și sunt disponibile pentru toată lumea. Mai departe, într-adevăr, un specialist poate să găsească specific care este problema ta, specifică și să te, să te ghideze și legat de, de libido și cumva în legătură cu preludiu de care vorbeam, citisem undeva că preludiu începe nu în pat sau când ne conectăm, uh -huh. că preludiu începe de când intri în casă și de când te întâlnești. Adică da. un buchet de flori și o îmbrățișare pot fi deja un preludiu. Cum nu? îi spun eu, pre-preludiu, știi? Pre-preludiu. E okay. preludiul dinaintea preludiului. Uh, pentru că, da, este despre cum construim uh, conexiunea dintre noi și cum creștem uh, dorința în plan uh, sexual. Uh, cum ai spus tu, timp petrecut împreună o floare pe care o aduc, un mesaj mai provocator pe care îl dau de dimineață, mm -hmm. da? Care face referire la ce se va întâmpla seara. Uh, felul în care eu, ca bărbat, mă arăt disponibil să spăl vasele și să culc copii într-o seară. Contează foarte mult lucrurile astea pentru o femeie. Pentru că și o să vedeți că dacă faceți asta, o să vedeți rezultatele, o să vedeți cum ea dintr-o dată o să devină disponibilă și dornică de sex. Uh -huh. da? Deci toate aceste elemente pe care noi putem să le facem în întâmpinarea nevoilor celuilalt. O femeie copleșită de muncă, de copii, de bă, strâns, nu mai are efectiv disponibil, nu mai are chef să mai facă nimic seara, adică vrea să pună ca o pe pernă să doarmă. Ei, dar dacă eu, ca bărbat, o degrevesc de anumite sarcini și mai fac și niște complimente și mai spun niște lucruri drăguțe, e să vezi cum o să schimbe lucrurile și cum iau să se deschidă și ea ca o floare în plan sexual. Și dacă eu că am probat deja cu copiii și spăl vasele, ce pot să mai fac? <laughs> și, ea nu, și ea în continuare este indisponibilă? <laughs> nu, ce pot să fac ca să mai adaug, ca să încep acest pre-preludiu mai... Da, mor, asta poți să, să trimiți niște mesaje, poți să-i faci niște complimente poți să vii un pic pe limbajele ei de iubire, nu știu, la ce reacționează mai bine, la cadouri, la surprize, la timp petrecut, la ce anume reacționează mai mult da, e. și să vii și să da. apeși accelerația acolo pe ele. Dar toată ideea e într-adevăr că e, și întrebarea era dacă preludiul e important, de fapt e atât de important și acest pre-preludiu, adică... Ce facem înainte de... Ce facem cu mult timp înainte de ca să ajungem să putem să facem acel preludiu dacă în timp Știți și să ajungem. Și cum se spune că sexul bun începe cu mult înainte de ușa dormitorului. Da. Pentru că toate aceste elemente ne fac să devenim disponibili și deschiși în plan sexual. Uh -huh. Eu tot, tot repet asta cu timpul. Foarte, foarte important. Și din păcate multe cupluri, în momentul în care ajung să aibă copii, uită total de acest timp petrecut împreună, uită total de relația lor de cuplu, se focusează foarte mult pe familie, pe ansamblu. Și sigur că partea sexuală întotdeauna ajunge să fie afectată într-adevăr atunci când apar copiii ai practic un job în plus uh -huh. amândoi au un job în plus să crească o acel copil mare responsabilitate, cea mai mare practic un stres în plus care te practica există o teorie asta a frânei și accelerației, nu că avem în dinamica sexuală o accelerație care ne accelerează, să zic, ne excită, ne accelerează acest interes pentru sex și avem o frână. Mm -hmm. Și cred că acest stres al copilului este ca o frână pusă, ca o frână de mână cu care mergi. Ce recomandări ai avea pentru un cuplu, ce așteptări realiste să aibă de când a venit copilul pe lume, dar pentru că viața sexuală se va schimba, nu poți să o ai la fel. Mm -hmm ce așteptări realiste să ai și cum totuși să te întorci la acea conexiune, la acele lucruri care încep înainte de ușa dormitorului, ca să poți să ai în continuare viața sexuală sănătoasă. Pe parcursul unui cuplu, două etape sunt cele mai dificile, cele mai provocatoare, hai să nu le numesc dificile, cele mai provocatoare. Etapa cuplului cu copii și etapa cuibului gol. Adică etapa în care vin copii și etapa în care pleacă copii. Acestea okay. sunt cele mai provocatoare. Și este bine să cunoaștem asta, apropo de așteptări și de felul în care ne facem filmele în capul nostru și să nu ne ia viața prin surprindere. Adică da, știu că urmează perioada asta cu copii și lucrurile se vor schimba, realmente se vor schimba. A suntem doi, mâine suntem trei, punct. Adică nu există, e o certitudine și trebuie să ne pregătim pentru acel moment în care vom fi trei. Uh, Ceea ce recomand eu este ajutorul, neapărat ajutorul extern. Nu știu, chit că e vorba de curățenie, de grijă pentru copil, bonă, bunică. Știu femei care poate nu au posibilitatea, dar înainte de naștere au făcut mâncare și au pus în congelator să aibă pentru două săptămâni mâncare. Ca să nu aibă, știi, primele două săptămâni sunt cele mai grele. Prima săptămână e cea mai grea, următoarele două, după o lună de zile, lucrurile ar trebui un pic să se așeze. Și după această lună este și momentul în care cuplul ar trebui să își îndrepte atenția către el. Puțin. Da? Nu avem acum pretenția de timp petrecut și de făcut nu știu ce mari lucruri. Dar 10 minute de 3 ori pe săptămână, oamenii a doi să-și amintească că sunt un cuplu înainte de a fi orice. Au fost un cuplu și e important să rămână un cuplu și să și-l mențină, pentru că ei devin un model pentru copilul pe care tocmai l-au făcut. Și ce să facă mai exact? Pentru că, uite... 10 minute în care să stea ei doi să nu vorbească despre pempăr și lăptic și nu Abe. știu cât a mâncat și cât caca a făcut copilul, da? să vorbească despre ei doi. Cum te simți? Cum ești? Da? Hai să ne uităm la niște poze de dinainte. Hai să ceva 10 minute în care se conecteze doar ei doi. Ușor, ușor să mărească acest timp pe care și-l alocă unul celuilalt și ideal, dacă au ajutor, să iasă din casă, să se deconecteze de la rolul de părinți. Fără copil. Fără copil, da. Să iasă mm -hmm. din casă, să iasă la o plimbare, să iasă să bea o cafea, un ceai, să -l... iasă puțin din casă. Dar știi, aș vrea să reiterez uh, discuția de la început sau ideea de la început că o relație este bazată și pe o disciplină și lucrurile pe care le mm -hmm. faci. Și lucrurile astea, știi cum, de multe ori le auzim, dar nu le facem. Este atât de important să efectiv să ți le notezi. Cum îți notezi în agenda de muncă, că la ora aia ai ședință și la ora aia ai un call și la ora aia ai o conferință. La fel cred că trebuie să-ți notezi efectiv în agenda ca să nu uiți că ai nevoie de -a la 10 minute de 3 ori pe da. săptămână. Că ai nevoie... De ce să sune. Cui... Da. da, 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 real, nu, așa este da, da. E, ca... Și aici bărbatul Din nou are o responsabilitate Pentru că femeia este copleșită Da, e nedormită, alăptează, se chinuie Născută, hormonii că e, ce să zic, e o furtună Știm foarte bine ce se întâmplă Și a, bărbatul, pentru că e Un pic mai în afara Acestor lucruri, da El are capacitatea să fie un pic mai rațional Și atunci el să fie cel Care vine și inițiază aceste momente. Uhum. Și o trage pe ea cumva din rolul acela de mamă, o trage înapoi către rolul de iubită, de soție. Și asta nu înseamnă că își neglijează copilul sau că da, deci nu este despre asta, este tocmai un bine pe care indirect îl duc către copilul lor, că au grijă de cuplul lor. Și ai, ai dreptate aici, pentru că cred că mama o să stea și instinctiv, o să vrea să stea lângă cuib, să stea lângă da. copil, să se asigure și atunci trebuie luată cumva între ghilimele, cu forța, convinsă să plece de acolo, pentru că e mai bine așa. Exact. Și... Femeia, după ce naște, în proporție de 100% este în rolul de mamă. Noi jucăm multe roluri pe parcursul vieții, parcursul unei zile, da? Dar în momentul în care vine copilul, este 100% în rolul de mamă. Și ceea ce are bărbatul responsabilitatea este să o scoată de acolo și, în proporție de un 5%, să o aducă în rolul de soție. Ea va rămâne în continuare, 95% mamă. da. Apoi, ușor, ușor, mai mult și mai mult, astfel încât să se echilibreze cel puțin aceste două roluri. Pentru că, odată ce noi devenim părinți, nu înseamnă că încetăm să mai fim iubiți parteneri, soți pentru uh, cel de lângă. Și copilul nostru are nevoie inclusiv de asta, de un model de cuplu sănătos. De o mamă și de un tată care sunt soț, soție sau iubiți, că poate nu-s neapărat căsătoriți, care pleacă împreună, ies împreună, stau, au timpul lor împreună, în timp ce eu, copilul, stau și mă uit pe o și ei stau 10 minute în bucătărie și povestesc despre ei și este în regulă să învățăm copilul cu asta. E de important că, cred că de multe ori părinții sunt atât de focusați pe copil și atât de important ce ai zis acum, că trebuie să, trebuie să înțeleagă că acel copil da, are nevoie de atenția ta, dar are nevoie și de atenția asta între cei doi. Dacă ea se rupe, îi faci rău copilului, chiar dacă îl crești și rămâi în cuplu, dar pierzi această legătură, atunci și lui va fi rău, atunci restabilește legătura și pentru binele acelui copil. Și cu cât faci asta de mai devreme, cu atât copilul tău se va obișnui cu acest stil de viață. Cunosc cupluri care, nu știu, cu copii de 12-14 ani, care nu au mai plecat, nu au fost plecați niciodată într-o vacanță ei doi de când aveau copilul. Sau uh -huh. cupluri care au plecat după 7-8 ani și copilul, ce să vezi, a făcut uh, criză de nervi sau s-a îmbolnăvit sau ceva s-a întâmplat cu el. Dar pentru că, din punct de vedere emoțional, el nu era obișnuit ca părinții lui să plece. Când e ok să pleci ca și cuplu singur fără copil? Pentru că sunt o fel de teorii care, uh, mă rog, teoria asta a abandonului, că dacă lași un copil foarte mic și pleci pentru mai multe zile, el nu înțelege că tu ai plecat, se simte abandonat. Când e safe sau în ce context e safe să lași copilul Atâta singur? Atâta timp cât lași copilul cu cineva de încredere, cu cineva cu care el este familiarizat. Pentru că dacă eu plec și în ziua aia vine o bonă și copilul nu cunoaște bona, sigur că se va simți abandonat. Uhum. Dar dacă eu plec și îmi las copilul cu cineva cu care el se simte confortabil, se simte în siguranță, este în regulă. Nu se va simți abandonat. De la ce vârstă? Și oricât de mic ar fi copilul, îi spui și înțelege. Care șase săptămâni, care șase luni sau cinci ani, el va înțelege. Uhum. Pentru că până la urmă copilul are nevoie să se simtă în siguranță. Omul la care îl lași, îl va face să se simtă în siguranță, îi va fi confortabil să fie cu el nu știu, eu am plecat, după ce am născut primul copil, am plecat la șase săptămâni. Am plecat patru zile. N-am plecat o lună. Am plecat patru zile. Și a fost ideal pentru noi ca și cuplu să facem asta. Și da, mi-am lăsat copilul cu mama și cu nașa noastră de căsătorie. Care erau un preajmă și înainte. Care era un preajmă înainte, care l-au văzut din prima zi și care au stat cu el în toată perioada aceea, că nu erau niște persoane noi necunoscute. Și Așa am făcut de fiecare dată după fiecare naștere, pentru că am simțit nevoia să ne reconectăm și să ne reamintim de noi ca și cuplu și când am venit acasă la copiii noștri am dat tot ce am avut mai bun din noi. Pentru că o mamă obosită, o mamă neîmplinită, o mamă frustrată nu are ce să-i dea copilului, o să-i dea exact lucrurile alea. Deci da, eu recomand cât mai de devreme. Acum, asigur, în funcție de cum e cu alăptatul, cu laptele, cu... În fine, sunt fiecare are da. propriul context și propria poveste, dar eu recomand să întâmple asta și poate nu ai posibilitatea să lași cu cineva copil, pentru că sunt multe cazuri, nu există bunici, nu există bani de bone și așa mai departe. Atunci, poate o oră când copilul doarme să fie timpul nostru, nu plecăm din casă că nu-l lăsăm singur. Da, facem un picnic în living pe covor și ne imaginăm că mihtăm în parc și facem picnic în parc, știi? Uh -huh. E că există soluții, da? Avem imaginație bogată, trebuie doar să o folosim și trebuie doar să ne dorim să facem asta. Uh -huh. așa găsim tot timpul scuze, găsim tot felul motive pentru care nu putem. Am cunoscut pe cineva, îmi spunea așa, vineri seară, e vinerea noastră. Nu contează, copilul bolnav, copilul cu tantrum, copilul cu. nu contează. E cu bona cu care el stă, e familiarizat, tot e regulă. Noi ieșim, indiferent de orice. Bine, sigur, nu cazurile extreme, înțelegeți, da, că, na, să nu mă fac înțeleasă greșit. Dar oamenii erau foarte determinați să mențină ziua aceea ca ziua de ieșit pentru ei. Erau orele lor în care erau doar ei doi ca și cuplu. Și aveau apoi ce să le dea copilului din energia asta pe care o, o aduceau. Da, deci eu recomand să se plece, recomand să, recomand să se țină cont de relația de cuplu în egală măsură cu relația de familie. Suntem părinți, în egală măsură suntem și iubiți soți, parteneri de cuplu. Și avem nevoie să hrănim ambele roluri. Și ne întoarcem la aceeași disciplină, uite cum ai zis, că acest exemplu, că oamenii și-au zis, băi, vinere, vinerea noastră, și-au planificat, adică și-au planificat, și-au pus în calendar, e clar că vinerea e vinerea lor, n-au așteptat să se întâmple de la sine să aibă timp uh -huh. să iasă în oraș. Da. Uite, noi, de exemplu, avem uh, invariabil, avem vacanțele noastre din an, uh, în general după vacanța cu uh, copiii, pentru că vacanțele cu copiii. Bine, acum copiii noștri sunt mari. Vacanțele mm -hmm. sunt faină. Când erau mici, erau un pic mai obositoare, știi, nu erau chiar vacanțe. Dar după vacanța cu ei, noi invariabil ne luăm câteva zile pentru noi. Că două mm -hmm. zile, că trei zile, nici nu contează cât. Nu despre asta e vorba, ci despre a te duce un pic în rolul acela de, de cuplu, de iubit, în, după ce ai fost în, în rolul de părinte, pentru ca mai apoi să poți să te întorci la copiii tăi. Zen. Ok, okay. super frumos. Bun, hai să ne întoarcem la sex și am așa o întrebare. Ce înseamnă o partidă de sex reușită și cât timp ar trebui ea să dureze? Care e un timp în care zici, ok, am bifat. <laughs> da, nu cred că există un timp anume. O partidă de sex reușită este una în care amândoi partenerii simt satisfacție sexuală, mai pe scurt ajung la orgasm amândoi. Aia este o partidă de sex reușită. Și nu este important timpul, durata uh, actului sexual, ci rezultatul final. Mm -hmm. yeah. Și oare timpul ăsta îl calculăm doar în momentul în care începem sexul penetrativ, sau putem să calculăm. Să, he, cred că mulți oameni au o oarecare anxietate față de timp, că nu mm -hmm. știu, poate durează două minute sau trei minute, dar am putea să calculăm, să luăm în calcul. Timpul de când începe preludiul? Adică de când începem să ne atingem și până când terminăm ăla să fie de fapt tot timpul și să ne simțim cumva mai satisfăcuți dacă urmărim niște numere? Secretul unei partide de sex reușite stă foarte mult în preludiu. Preludiu cântărește foarte mult. Și dacă există această teamă că partea de sex ar putea să dureze puțin două minute, da? de exemplu, atunci hai să ne concentrăm mai mult pe preludiu și să avem un preludiu mai lung, astfel încât să ne asigurăm că partenera este pregătită pentru penetrare și pentru a atinge orgasmul. Deci, penetrarea propriu să poate să dureze două minute, dar poate că dacă înainte avem un preludiu de un sfert de oră, Putem să ajungem la, la satisfacție de ambele părți. Mm -hmm. Deci nu contează cât, contează rezultatul final. Și acolo unde există această anxietate de performanță de care vorbeam mai devreme, sau această îngrijorare cum că ar putea să nu iasă bine, atunci hai să ne concentrăm pe preludiu, pentru că acela ne va asigura un act uh, satisfăcător. Ok. Și, să zicem, rămânând în aceeași temă, există, sau, sau hai să, zic, să întreb așa, ce permis în pat și în sex și ce nu e permis. Orice este permis atâta timp cât există consimțământ de ambele părți. Orice, absolut orice, orice fantezie, orice poziție, orice modalitate de a practica sexul este permisă cu consimțământul ambilor. Din experiența ta, vorbind cu pacienții, ce ai observat dacă femeile își doresc lucruri diferite față de bărbați și care sunt alea? Ce își doresc de regulă femeile și ce își doresc bărbații Și cred că e important să înțelegem asta Pentru că dacă ești femeie ai putea să Fii curioasă mai mult despre ce își doresc bărbații Sau bărbatul tău și viceversa Dacă ești bărbat ar trebui să știi ce își doresc femeile Femeile în general își doresc Atenție își doresc disponibilitate din partea partenerului, își doresc să aibă parteneri curioși să le descopere și să le ofere atenție, își doresc complimente, își doresc mai multe îmbrățișări, își doresc un, prelud, un preludiu mai lung, în timp ce bărbații își doresc foarte multă validare. Ei au nevoie să aibă încredere în ei, ca masculi ca parteneri, inclusiv ca parteneri sexuali și atunci au nevoie ca femeia să le ofere acea încredere. Ce înseamnă asta? Dăm un exemplu. Cum îi oferi ca femeie validarea unui bărbat? După un act sexual satisfăcător să-i să spun efectiv să-i spun uite m-am simțit foarte bine cu tine uite când m-ai atins acolo mi-a plăcut foarte mult când ai făcut treaba aia, pentru mine a fost super wow. Mă bucur foarte mult că ai avut răbdare, pentru că astăzi, nu știu, m-am întreptat către orgasm mai greu și m-am bucurat că ai avut răbdare cu mine și ai ținut ritmul astfel încât să te asiguri că ajung la orgasm. Și ce mai au nevoie femeile, pentru că am, am uitat să menționez, au nevoie să se simtă în siguranță. Și cred că ăsta e cel mai important aspect. Și cum le oferi această siguranță? Cadrul acela de siguranță, în care sunt atent eu ca bărbat la partenera mea, sunt atent la nevoile ei, o încurajez și o ajut să se deschidă în plan sexual, prin atingeri, prin vorbele pe care îi le spun, prin felul în care o explorez, prin felul în care mă dedic momentului preludiului. Toate aceste elemente o fac pe ea să se simtă în siguranță și să se deschidă, să se relaxeze, pentru că noi, dacă nu suntem relaxate, nu avem cum să atingem orgasmul, nici măcar nu reușim, poate, să intrăm într-o stare de excitație. Avem nevoie să ne simțim relaxate, să ne simțim în siguranță. Și partenerul poate să facă asta uh, prin ce am spus mai devreme. După actul sexual contează și acest post-ludiu? Ce este acela și cum îl facem, cum e corect da. să fie făcut. Uh, nu sărim imediat la duș. Deci nu mergem da. imediat la duș Nu mergem imediat la duș Nici nu așteptăm foarte mult dușul Pentru că din punct de vedere medical știu că este bine Să mergem la duș după, după un act sexual Dar nu imediat Rămânem îmbrățișați Ne spunem Vorbim despre felul în care ne-am simțit Punctăm ce a fost bine Sau pur și simplu stăm îmbrățișați Și poate chiar ne ia somnul. E că păstrăm câteva minute, 5 minute Poate 10 minute în funcție de timpul Pe care l are fiecare la dispoziție Păstrăm uh, acea conexiune Care s-a construit, care s-a dezvoltat În timpul actului sexual Nu ne desprindem imediat de asta Ok, deci e mai sănătos Să, răm să rămânem în pat îmbrățișați Să discutăm, să putem să stăm Pur și simplu, da, dar să fim împreună Să fim acolo împreună Conectați la ceea ce tocmai s-a întâmplat Între noi E ca la mașini, la o mașină performantă, e bine să lași motorul să se răcească. Când o oprești, după ce ai mers mult, o oprești și mai stai două minute cu motorul pornit ca să se răcească, și după aia îl oprești, nu îl oprești imediat. Da, pentru că știi, în moment dacă noi sărim imediat la duș, s-ar putea să apară interpretările de genul, a, nu i-a plăcut, prea s-a grăbit, dar oare cum a fost, dar are ajuns la orgasm, dar oare, știi, adică uh -huh. încep întrebările care nu ne ajută absolut deloc în contextul relației noastre. Dacă rămânem acolo și poate povestim sau doar să îmbrățișați și ne spunem câteva cuvinte frumoase, practic, pregătim, pregătim încă de atunci următorul act sexual. Adică abia așteptăm să se întâmple următoarea dată. Ah, ok. Deci e, le, ca un, le e ca un ciclu da. Exact, e ca un ciclu Avem acest pre-preludiu în care facem lucruri Pentru parteneri, venim în întâmpinarea nevoilor Venim cu complimente, cu mesaje Cu uh, niște semnale Care să ne indice Dorința de a intra într-un act sexual Apoi ajungem la zona de preludiu În care explorăm Și construim uh, Excitația, apoi avem partea De penetrare, efectiv actul sexual Cu penetrare și apoi avem, apoi avem această parte de uh, post ludiu în care stăm și ne bucurăm de ceea ce am, uh, am făcut împreună. Ok. Um, e ok să dormim, uh, să există situații în care poți recomanda... Uh, Dormitul dezbrăcat, gol, mm -hmm. e ok să dez dormim mm -hmm. dezbrăcați? Mai, mai ales vara sau dacă oamenii sunt foarte bogați și își dau centrala foarte tare iarna. Ok. Tine, <laughs> <laughs> poți să dormi gol cu o potură foarte groasă, dar să fii... Da, da, da glumesc, da. Uh, recomand dormitul dezbrăcat, poate nu tot timpul, poate nu întotdeauna, dar uite, poate când plecăm într-o vacanță, când suntem numai noi doi sau uh, poate într-o anumită seară când uh, ne simțim așa mai conecta din punct de vedere sexual, dormitul dezbrăcat atingerea pielii ne ajută să ne menținem dorința sexuală și să ne inclusiv să, să creștem nivelul libidoului în cazul femeilor. Deci poate fi un instrument. Poate fi un instrument, dezbrăcat. da, da. Dezbrăcați, dar împreună îmbrățișează cumva să ne atingem Am dezbrăcați și fiecare pe partea lui de pat Fără să ne atingem, că n-are niciun efect asta Cine știe, poate se întâmplă să ne atingem la Din un moment, greșeală, da, și așa e, e, da, e. Și se creează o scânteie, așa da. Simte rog, despre cupluri care aleg la un moment dat În viață, și am observat asta destul de des Să doarmă separați Dacă da. dorm dacă au o casă care le permite să aibă două dormitoare <coughs> să aibă fiecare dormitorul lor e un impediment în viața sexuală sau e ceva ce poate fi făcut sănătos Uite, aici o discuție. Din punctul meu de vedere, este un impediment. Se creează o deconectare la nivelul cuplului și automat un dezechilibru în planul lor sexual. Dar sunt voci care afirmă că n-ar fi absolut nicio problemă. Și chiar am fost acum niște ani la un curs, chiar profesorul ne spunea că el personal în practica asta, dormitul separat de 15 ani și că au o viață sexuală împlinită și că totul este minunat între ei. Părerea mea personală este cu rezerve pe tema asta. Eu încurajez cuplurile să doarmă împreună din același motiv de a păstra conexiunea dintre ei chiar și în timpul somnului. Exact cum spuneam, când suntem împreună în pat, ne atingem, ne mai îmbrățișăm, mai punem o mână, ne mai mângâiem, mai că se întâmplă niște lucruri, ne mai trezim noaptea, nu știu, simțim energia celuilalt, ceea ce ne ajută să ne menținem și partea de sexualitate a cuplului la un nivel ridicat. Da, la început povestea e că e bine să avem și o oarecare indisponibilitate sau o oarecare curiozitate să dăm drumul, la, adică să încurajăm acel sentiment de dor. Da. Și atunci mă gândesc, poate, dormitul separat într-un cuplu sănătos, care și pe timp împreună vorbesc, poate să aducă o și o doză de enigmă. Adică am spațiul meu în care citesc până târziu. Doarmă, poate sforei, poate nu știu. De asta mă simt... vreau să. Întreb. De ce? De ce ar vrea un cuplu să doarmă separat? De ce? De ce tematică. nu mai face? Poate unul din ei sfore? Da, sau să meargă ei... să-și rezolve problema. Dar în multe ori nu se poate rezolva. Adică poate să fie un sfăruit benign care doar îl deranjează pe celălalt. Apoi, poate vrei să citești până târziu sau să te mm. uiți pe un Netflix sau YouTube până târziu. În sau pat? vrei să dormi... În pat, așa. medicii nu-mi recomandă asta. Deci, nu, nu... Nu, pe fotoliul lângă pat. <laughs> da. Faci asta în living. Și din când în când să-ți vizitezi partenerul... Așa, ei, ce faci? Am venit să fac o vizită. Mă gândesc că ar fi interesant. Depinde de persoană și depinde de context, cred că, și de dinamică. Da, eu personal nu recomand asta și, sigur, în general, am povestea asta este o poveste adusă în cabinet de către cuplurile uh, cu copii mici, în care a venit copilul dormind cu copilul în cameră sau în pad, și la un moment dat, unul dintre ei, în general bărbatul, își găsește un alt loc unde să doarmă, pentru că nu se poate odihni. Uh -huh. uh, și de acolo pleacă povestea cu dormitul separat, uh, ceea ce, din nou, nu recomand. Copilul ar trebui să aibă locul lui, camera lui, spațiul lui și părinții ar trebui să aibă camera lor, spațiul lor. Uh, dar, da, din punctul meu de vedere, din experiența mea, nu ne ajută la dezvoltarea cuplului dormitul separat. Și nu o recomand. Ok, cât se poate de clar. te rog, ce facem când. Sau cum ar trebui să abordăm o situație în care unul din parteneri refuză să facă sex? E obosit, dar e prea destobosit? Sau pur și simplu nu are chef și asta se repetă de-a lungul timpului. Mm. Uh, se întâmplă asta. Se e întâmplă. o problemă care trebuie rezolvată, e ceva ce poate fi acceptat, există viață de cuplu și după ce s-a terminat sexul. Uh. Da, aici o să împart cumva în două răspunsul meu. În general, femeile, pentru că la femei de obicei auzim mă doare capul, sunt obosită, nu am chef, dacă se prelungește această perioadă, pentru că real poate să aibă o, o perioadă mai încărcată la birou, nu știu, niște proiecte și realmente să nu aibă disponibilitate pentru sex, pentru că e focusată foarte mult în zona profesională. Dar dacă perioada aceasta se prelungește și a trecut treaba cu birou și a apărut altceva, este clar că e o altă problemă acolo și nu este despre lipsa de chef, ci mai degrabă de faptul că femeia aceea nu, nu are o plăcere în a face sex în general. Ori nu a cunoscut satisfacția sexuală, ori nu se mai simte atrasă de partener, ori ceva se întâmplă, dar este ceva mult mai amplu decât lipsa chefului. Și atunci trebuie investigat ce se întâmplă acolo, iar partenerul, dacă observă aceste aspecte, ar trebui să o invită la o conversație. Da, hai să vedem ce se întâmplă. Văd că tot eviți, văd că tot amâni, văd că tot mă refuzi, a trecut nu știu cât timp. Cred că ar fi timpul să vorbim puțin despre noi. Avem o problemă, se întâmplă ceva, se întâmplă ceva cu tine, e ceva legat de mine, de noi. Hai să vedem ce putem să facem în legătură cu asta. Mm -hmm. Deci. Există totuși, poate să există o viață de cuplu care să fie ok fără sex? Um, sunt cazuri, situații medicale, în care unul dintre parteneri nu poate să facă sex din motive medicale, și atunci ceea ce încurajăm noi este să-și mențină intimitatea cuplului, adică nivelul acela de apropiere dintre ei, chiar și fără un act sexual, în care să petreacă timp să vorbească, să se îmbrățișeze, să se sărute, uh -huh. să se atingă, să aibă conversații despre ei, despre emoțiile lor, despre ceea ce simt. Um, și da, nu va fi un act sexual, dar ei își vor menține intimitatea și atunci relația lor poate să se mențină una sănătoasă. Dacă unul dintre ei este incapacitat din punct de vedere sexual și celălalt este în regulă, atunci se poate practica masturbarea, dar astfel încât el se poate să poată să simtă această satisfacție și făcând asta împreună practic să rămână conectați la nivel de cuplu. Dar altfel, dacă ei sunt sănătoși din punct de vedere medical și totuși nu au o viață sexuală, sunt um, cum, cum îi numesc eu, sunt pe jumătate cuplu, știi? Sunt pe jumătate într-o relație, pentru că viața sexuală face parte din relația de cuplu. Și este natural să o practicăm. Dacă nu se întâmplă, înseamnă că avem o altă problemă. Și, în general, problemele, repet, vin de la faptul că unul dintre parteneri nu simte plăcere sexuală. Mm -hmm. Și asta e. E... Și nu din cauza partenerului, neapărat, ci pur și simplu pentru că poate nu a simțit niciodată, din motive pe care le vorbeam la început, da, da. rușine, teamă, okay. lipsa de educație. Deci e ceva ce merită rezolvat? Este ceva ce merită rezolvat, se poate rezolva și, da, este păcat să nu, să nu se rezolve. Ok. Acum, întorcându-ne puțin și. Uh, la situațiile acelea în care ai spus tu că există un motiv clar, o perioadă aglomerată în care pur și simplu nu ai chef, ai frâna pusă. Da. Da? Uh, cum poți să refuzi, uh, să-ți refuzi partenerul astfel încât el să nu se supere, să nu se simtă nedorit, uh -huh. să nu se simtă îndepărtat? Ceea ce le recomand eu femeilor este așa. În momentul în care partenerul vine la tine cu o propunere de a face sex, fie că e direct verbal sau, nu știu, prin niște indicii pe care le dă, să nu spună nu din prima. Uh -huh. Să lase 10 minute în care se întâmple preludiul. Ei să vorbească în prealabil despre acest aspect. Ok, uite, am o perioadă așa, s-ar putea ca tu să vii la mine și eu să nu închei, dar nu o să-ți spun nu din prima, da? Deci, o, e, o să vreau să mă ajuți, da? Să începem un preludiu. Îl anunți din timp că e posibil să nu... Deci nu aștept să-ți propună, Nu, din nu, timp că pentru da. că... Okay. De ce spun? Pentru că urma, continuarea exercițiului este în felul următor. Nu spun nu din prima, las să întâmple preludiu și aștept 10 minute să văd dacă se întâmplă ceva în corpul meu. Dacă apare dorința sexuală în... 99% dintre cazuri apare dorința sexuală. Dacă cei doi aveau o viață sexuală satisfăcătoare, deci vorbim de cazurile acelea, în 99% după acele 10 minute de preludiu apare dorința sexuală și se va întâmpla un act sexual. Dacă totuși după acele 10 minute nu se întâmplă nimic în corpul femeii, atunci a spună, băi, ok, nu, chiar am încercat, deci chiar nu-mi stă capul la asta, e, nu știu, hai să o lăsăm baltă și încercăm altă dată. Iar el poate, are permisiunea Să meargă să se masturbeze Pentru că la el probabil că deja s-au întâmplat Lucruri în corp și are nevoie să descarce Energia aceea Deci nu spuneți nu din prima Lăsați 10 minute să se întâmple preludiu Și apoi vedeți dacă Va fi tot un nu Dar în cele mai multe cazuri va fi un da Ok, asta e interesant E un... Nici partenerul nu se va simți jignit Mai ales dacă se vorbește înainte, el știe da? Și mm -hmm. el știe că ea are o perioadă aglomerată sau că are, nu știu, alte probleme, poate nu e doar despre birou. S-a da. întâmplat ceva în mm -hmm. viața ei care o face să pună focusul pe altceva mai degrabă. Și ei au această înțelegere între ei, dar în același timp nu există un refuz, există o. o dau o șansă corpului e meu să și... se activeze din punct de vedere sexual. E o disponibilitate pe care o manifeste Și cred că, că e și mai greu să te superi în cazul acela pentru că, măi, am încercat, dar uite, exact. nu se poate și poți să înțelegi asta. Exact. Și știi, mi se pare foarte interesant că ingredientul principal în toate aceste probleme și în toate sfaturile pe care le dai este fix comunicarea. Adică poți să afli exact despre ce e vorba când comunici deschis și te lași să comunici... Uh, deschis despre asta. Dar acum, ai vorbit despre femei. Cum poate să procedeze un bărbat? că la fel, adică un bărbat care nu are chef să facă atunci sau nu e disponibil să facă atunci? Același lucru poate să facă, da. Pentru că dacă nu se întâmplă nimic în corpul lui, înseamnă că, într-adevăr, el nu are are alte probleme care îl macină în, în, perioada respectivă, dar să lase timp să vadă dacă corpul lui totuși nu reacționează la stimul. Și de ce spun? Că în general asta se întâmplă la femei. Bărbații reacționează mult mai ușor, dorința sexuală a bărbatului se activează mult mai, mai repede, mult mai, mai, ușor decât în cazul femeilor. Ok. Zim te rog, dacă e... OK sau dacă este nesănătos pentru o femeie să mimeze un orgasm? Mm, niciodată. <laughs> niciodată? Nu, nu are. Nu, nu e nimic sănătos în a mima. Este ca și când îți minți partenerul. E OK să ți minți partenerul că ai fost într-un loc, dar de fapt tu ai fost într-un alt loc? Nu e OK să facem asta, nu? Și atunci de ce să-l minți? Da, este o minciună. poate fi văzut ca așa, un fel de, ok, n-am chef sau nu pot să ajung acum, dar vreau să se bucure el și o să mimez un orgasm ca el ca să-l validez, poftim. Ok, și cu ce mă ajută pe mine ca femeia asta? Păi nu mă ajută că l-am satisfăcut pe el. <laughs> dar el se simte cu adevărat satisfăcut? Dacă nu se prinde că a fost mimat orgasmul, bănuiesc că da. Ok, acum intrăm într-un alt subiect, știi? Mm. Uh, cum poate un bărbat care își cunoaște partenera să nu își dea seama că ea nu a avut real un orgasm? Cum? Pe păi, cum? Dacă el își cunoaște partenera, dacă ei uh, dacă el a arătat această curiozitate de a o descoperi, înseamnă că o cunoaște cu totul și o știe cum este și în timpul preludiului și în timpul penetrării și în timpul orgasmului. Deci înseamnă că o cunoaște. Dacă el nu se prinde că ea mimează, înseamnă că ea nu o cunoaște suficient de bine. Mm -hmm. Și înseamnă că da, îi dă permisiunea să-l mintă. Dar cumva se mint amândoi și amândoi sunt conștienți de această minciună. Deci să nu mimeze femeile orgasmul? Să nu mimeze orgasmul, să facă tot ceea ce au nevoie să facă pentru a ajunge la acel orgasm. Nu cred că un bărbat este satisfăcut în momentul în care femeia de lângă el mimează orgasmul. Este... E o minciună, într-adevăr. Și într -mi, adică mi se pare atât de dezastruos să zici, ok, n-am ajuns la orgasm și atunci e un feedback și pentru tine ca bărbat că poate trebuie să vorbiți, să faceți altfel lucrurile, să vă cunoașteți mai mult ca să ajungeți poate data viitoare. Exact, să ne străduim mai mult. Poate avem nevoie de un preludiu mai lung. Și, ok, s-a încheiat actul sexual, nu am avut orgasm, da? Tu ai terminat, eu nu. Mai lăsăm puțin timp și o luăm de la capăt. Și acum tu o să fii mai atent, și o să-mi acorzi mai mult timp, și o să fii mai dedicat preludiului astfel încât să te asiguri că voi ajunge la orgasm. Ok. Uh, Zimte, te rog, dacă sexul nesatisfăcător poate să împingă pe unul din parteneri la infidelitate? Da poate să îl împingă la infidelitate, deși să știi că pe lista motivelor pentru care oamenii înșală, sexul este cam pe ultimele locuri. În general, oamenii nu pentru sex înșală. Înșală pentru că nu sunt ascultați, pentru că nu sunt înțeleși, pentru că nu se simt în siguranță, pentru că nu se simt validați, pentru că sunt multe alte motive pentru care oamenii înșală. Deci, sexul e undeva mai mai jos pe listă, dar, da, se poate întâmpla să se întâmple, să facă asta, să se recurgă la infidelitate. Uh, și asta vine, sigur, pe fondul unei uh, uh, lipsă de comunicare în cuplu. Pentru că dacă eu am insatisfacție sexuală și nu vorbesc cu partenerul meu despre asta, și prefer mai degrabă să ies în afara relației să-mi caut satisfacția sexuală, înseamnă că noi avem probleme mult mai mari decât cele din zona sexuală. Avem probleme, în general, cu relația noastră. Okay. Sigur, mai sunt și cazurile în care bărbații vin dintr-o nu știu, din niște modele, da, în care au fost învățați că bărbatul trebuie să bifeze cât mai multe. Da, ești prost, stai numai cu una, trebuie să te duci, să ai mai multe, cu cât ai mai multe, cu atât ești mai bărbat, cu da tot felul de povești din astea. Cu care unii dintre ei au crescut, sigur că da, și atunci motivul pentru care înșală nu este sexul neapărat, ci povestea și loialitatea pe care o au față de mesajele pe care le-au primit. Ok. Adică e un pic o diferență între a bifa ca bărbat în afara relației și probabil uh, și avea o amantă. Cât de, mm -hmm. uh, mă gândesc, cât de uh, nesănătos este pentru sănătatea mentală a unui om să aibă un amant sau o amantă? Este, la început poate să fie foarte frumos, da? Găsesc în celălalt, în din afara cuplului găsești ceva ce nu am în cuplu, poate, sau găsești noutate, pentru că aici m am cam plictisit, a devenit monoton. Uh -huh. Da, încep flutura și încep, da, e frumos, dar după un timp devine foarte obositor, pentru că trebuie să te ascunzi și trebuie să minți în continuu și cel mai greu de dus este minciuna față de propria persoană. Tu te minți pe tine că ești ok dar nu ești ok niciunde, nu ești ok nici acasă, nu ești ok nici acolo, unde ești doar așa, frânturi de timp. Și e foarte greu, e foarte obositor, de bine copleșitor după Și le recomand oamenilor care au amant amantă, pentru că mă gândesc că uh, e greu, de apare o situație probabil de multe ori fără ieșire, pentru că ești cu cineva amant sau amantă pentru că te îndrăgostești de el, ții mm. foarte mult la el, vrei să rămâi acolo, pe de altă parte ai o situație complicată acasă, poate nu vrei să-ți părăsești partenerul, ți-e greu să faci asta. Ce poate să facă un om care este așa între două, între două persoane și a obosit să mintă? Să iau o decizie. Așa sau cum? Că e greu, adică ar lua o decizie, dar nu... E foarte greu să pună în balanță ce, de ce stă într-o parte și de ce stă și în cealaltă parte? Ce primește de acolo și ce primește de dincolo? Pentru că el primește ceva sau ea, în egală măsură și femeile înșală, primește ceva și dintr-un loc și din altul și să vadă ce anume concret și anume cântărește mai mult, ce e mai important pentru el să primească. Și după ce face acest exercițiu, s-ar putea să-i se clarifice un pic lucrurile și să-i fie mai ușor să se îndrepte către o decizie. Decizia mm -hmm. nu se poate lua, într-adevăr, peste noapte, dar aceștia ar fi niște prim pași pentru a se îndrepta către o decizie. Și mai departe să vadă ce vrea pe termen lung. Unde mă văd peste 5 ani? Știi, clasica întrebare de la interviu. Da, da unde mă văd peste 5 ani? Unde mă văd peste 10 ani? Și asta e să știți că e povestea uh, pe care, care se întâmplă și pe care o discut uneori și cu amantele. Sau cu amanții, cei care sunt în rolul de amant. Corect. Da? Uh -huh. El e vine așa, așa la mine o... din când în când și mi oferă, nu știu, confort, mi oferă iubire, mi oferă lucruri și tot vine din când în când și s-au făcut 5 ani de când tot vine și încep să mă întreb ok, dar ce facem? Adică, păi. Mare lucru nu o să faceți, pentru că el s-a obișnuit în felul ăsta. Primește ce are nevoie și dintr-o parte și din alta. Dacă n-ar fi așa, renunța ori la una, ori la alta. Dar întrebarea spune ce vrei tu să faci, unde te vezi tu, cum te vezi tu, mai încolo. Te vezi în rolul ăsta de amantă încă 20 de ani? Și ai să fii surprins, dar unele chiar au rămas așa. Cunosc și eu persoane care sunt în rolul ăsta de 10 de ani. Da. Ok, înseamnă că ta vrei de la tine. E ok, dacă tu ești mulțumit cu asta, e în regulă. Nu pot să vin eu sau oricine altcineva să spună, băi, nu e ok, ce faci? Nu e, nu e în regulă. Dacă tu ești mulțumit cu asta, este absolut în regulă. Dar dacă stai și spui niște întrebări despre ce vreau eu de la viață, cum mă văd, ce uh, aspirații am, ce, nu știu, îmi doresc copii sau nu îmi doresc copii, nu știu, întrebări din astea simple, 100% garantat că nu o să ajungi să mai fii mulțumit de ceea ce ți se întâmplă. Care e motivul care, pentru care stau cu el? De multe ori se întâmplă să întâmplă plus fie un motiv financiar. Da? Ok. Asta, motivul acesta financiar merită ca eu să-mi stric toată viața. Femei care s-au trezit poate la 45 de ani, că n-au făcut copii, și s-au trezit în imposibilitatea de a mai face copii la vârsta aceea. Pentru ce? Pentru un confort financiar? Da. Deci, da, este despre a pune în valanță despre asta și a te gândi ce-ți dorești. Ce primești și ce ai tu de oferit pentru viața ta? Ce, ce planuri ai tu cu viața ta? Și, din aproape, în aproape, știi, schimbările pe care noi le facem sau am putea să le facem pentru a ne fi mai bine, nu sunt ușor de făcut. Dar, pentru asta, pentru a putea să le facem, avem nevoie să avem niște conversații noi cu noi înșine. Și niște conversații foarte sincere și foarte profunde pe care, din păcate, nu am fost învățați să le facem, să le avem. Că nu ne-a învățat nimeni. Școala nu ne-a învățat, părinții nu ne-au învățat, nu. Dar, totuși, avem acces la atâtea informații, măcar că ascultăm două podcasturi, că citim trei cărți, că mai vorbim cu unii alții care poate au fost la mai multe acțiuni de, de cunoaștere, uh -huh. știi, și ne mai luminăm puțin și înțelegem că există niște soluții, niște instrumente prin care noi să ne facem viața mai bună. Ok, adevărat. Da, sunt niște întrebări grele, complicate, dar pe care trebuie să ai curajul să ți le pui și să stai să te gândești la ele, probabil fără, fără să ai așteptări și să găsești răspunsuri imediat, dar probabil că ele se coc cumva acolo, o să le visezi, o să ajungi la o concluzie, trebuie doar să ai curajul să spui aceste da. întrebări. Mai am o întrebare, mai am două, de fapt, și o să trecem după aia la întrebările de pe, de pe Instagram. Ce părere ai despre acest. sau hai să zic altfel, cum putem să depășim temerile? Legate de feminitatea și masculinitatea noastră. Sunt multe femei care nu se simt suficient de feminine mm -hmm. sau li se vinde o feminitate într-un anumit fel. Sunt bărbați, din ce în ce mai mulți, care nu se văd sau nu se văd suficient de masculini. Apar tot felul de tabere de feminitate, de masculinitate și dacă mm -hmm. te uiți atent la aceste tabere. Oamenii fac lucruri care le plac cu oamenilor în general, indiferent dacă sunt femei sau bărbați. Adică și explorează, nu știu, emoțiile, vorbesc cu alți oameni, practic este în natură. Mm. Cum vezi acest trend al accentuării feminității și al masculinității? Eu văd că suntem foarte mult influențați de ceea ce vedem în social media, foarte mult. Și ne comparăm foarte mult ceea ce face să ne fie afectată foarte mult stima de sine. Și cred că ăsta e primul lucru pe care l-aș recomanda, să, să înceteze să se mai compare cu X, cu Y, din orice punct de vedere. Că e vorba de frumusețe, de statut, de bani, de... nu contează. Cu cât ne comparăm mai mult cu ceilalți, cu atât ne scade stima de sine și cu atât imaginea despre propria persoană va fi mai afectată. Deci, despre asta e vorba. Dacă eu, ca femeie, nu mă simt suficient de feminină, Ceea ce pot să fac nu este să mă uit la unele pe care le consider feminine și să mă compar cu ele, pentru că asta o să mă facă să mă bag sub plapumă și să nu mai ies de acolo, ci mai degrabă să caut, să văd ce pot să fac ca să mă simt mai feminină în corpul meu. Poate am nevoie să mă mișc mai mult, poate am nevoie să-mi tonific corpul, poate am nevoie să-mi fac niște masaje faciale, poate am nevoie să-mi schimb coafura, poate am nevoie să apelez la un specialist în vestimentație și să-mi cumpăr alte ținute care să mă ajute să mă simt mai feminină sau alte lucruri. Iar ca bărbat, același lucru. Nu mă compar cu ceilalți și mai degrabă mă duc către oameni care mă pot ajuta să mă simt mai împlinit eu cu mine. Ca, și de fapt, asta nu ține de a învăța niște skill masculine. E pur și simplu o împlinirea ta ca om. Exact. Cu cât am mai multă încredere în mine ca individ, cu atât voi emana mai mult din ceea ce am. Că e feminitate, că e masculinitate, că e inteligență, că e orice ar fi. Dar am nevoie să-mi construiesc încrederea în mine și nu pot să fac asta decât lucrând eu cu mine și apelând la instrumentele și la specialiștii care mă pot ajuta să cresc. Mm -hmm. Tu, ca om, indiferent dacă ești femeie sau bărbat, adică asta, asta contează. Exact, exact. Ok. Da. Și într-un final, știi, eu, eu tot spun asta, când mă uit în oglindă să-mi placă ce văd. Dacă mie îmi place ce văd, eu asta o să transmit când ies din casă. Și asta o să-i transmit și partenerului meu. Dacă eu mă uit în oglindă și zic, fă, cum acum arăți astăzi, știi? Exact asta o să vadă și partenerul meu când ies din baie. Exact asta o să vadă și oamenii cu care mă întâlnesc când ies din casă. Nu, eu cu mine să fiu împlinită. Nu contează că am 45 de kg sau că am 100 de kg. Nici nu contează asta. Nu contează, nu există un standard anume, ci există standardul personal, acela la care eu mă raportez. Îmi place și asta voi transmite. Nu îmi place, asta voi transmite. Una, o, o prescurtare a răspunsului tău ar fi închideți instagram și nu te mai uita la alți oameni cum arată pentru o lună, uite te Dacă la tine. te afectează, da. exact, dacă te afectează ceea ce vezi acolo și devii conști... de conștient că te afectează. Poate ai o stare semi-bună, deschizi Instagram-ul, vezi niște chestii și dintr-o dată, nu știu, ești trist sau ești nervos, e clar că te-a afectat, n-ai cum să nu te prinzi. Oprește-l pur și simplu. O lună de zile nu mai pui mâna pe el. Dar mm -hmm. nu stai degeaba pe canapea. Ci începe să te ocupi de tine. Ești și plimbă-te, ești la alergat, du-te și bă, fă ceva pentru tine. Uh -huh. Citește ceva care să te ajute cu adevărat. Ok. Uh, mai am o ultimă întrebare înainte de a trece la întrebările de pe Instagram, și anume, cui i-ai recomanda să facă terapie de cuplu? Pentru că ești terapeut de cuplu, uh -huh. nu? Uh, eu le-aș recomanda cuplurilor, în general, să facă terapie de cuplu cau că n-au probleme să facă terapie de cuplu și în special le-aș recomanda înainte de căsătorie, da, premarital și înainte de apariția copiilor. Dar înainte e totul perfect, de ce să mai faci terapie de cuplu? Pentru că după căsătorie intri într-o altă etapă și pentru fiecare etapă a cuplului este bine să ne pregătim. Da? Sigur că da, e bine, e frumos, dar odată ce ne-am căsătorit, ne mutăm împreună, începem să împărțim responsabilitățile, încep să, încep să avem diverse discuții, de la, nu știu, cum împărțim finanțele, până la cine duce gunoiul, uh, ai făcut patul, ți-ai aruncat șosetele, trebuie să mergem la maică-ta în vizită, probleme de genul ăsta, care nu prea se întâmplă înainte de căsătorie, știi? Ele apar da. cam atunci. Uh -huh. Și atunci e bine să ne pregătim. Deci, consilierea aceasta premaritală, care. Culmea este foarte mult practicat, de exemplu în America, în la biserică, nu știu, nu mai știu ce tip de religie au, da. dar ei practică asta, ei îi cheamă pe viitorii miri la aceste ședințe de consiliere premaritală, pe care și eu o recomand. Ne pregătim, cam știm ce ne așteaptă, ne setăm așteptările, ne construim o viziune comună, care e foarte importantă pentru cuplu, să avem o viziune comună. Încotro ne îndreptăm cu relația noastră. Dacă unul vrea așa și unul vrea așa, ne trezim după trei ani că divorțăm, da? Și atunci ne pregătim. Și este minunat. Înainte de venirea copilului e clar. Am mai spus-o și cred că e destul de clar de ce. E da. o etapă provocatoare. E bine să ne pregătim, să vedem cum ne organizăm, cum ne împărțim și ce facem, cum menținem relația noastră. Și sigur că da, în orice moment apar dificultăți pe care nu reușim să le gestionăm singuri acasă. Da? Înainte, sigur, nu pentru orice nimic, pentru orice ceartă sunăm un psihoterapeut. Dar dacă vedem că temele acelea care duc la ceartă se tot repetă, uh -huh. da? înseamnă că noi nu reușim să le gestionăm. Și atunci, hai să apelăm la un specialist. Și nu înseamnă neapărat că e ceva în regulă cu voi, ci pur și simplu aveți o dificultate de a vedea povestea fiecăruia și un specialist și e pregătit să facă asta. El știe, am, și am mai văzut sute de alții ca tine și știe, are instrumente, nu? Exact. Și nu că e ceva greșit în asta. Este de fapt, o dovadă a dorinței de a vrea să mergem mai departe în relația noastră. Este o dovadă, vreau să repar, am dorința să fim bine, să ne dezvoltăm, să creștem în cuplul nostru. Și atunci apelăm la ce avem nevoie ca să reușim să ajungem acolo unde ne dorim. Deci nu e greșit, e o dovadă de Îmi doresc să fiu în continuare cu tine Crezi că terapia de cuplu e momentan Așa tabu în România La fel cum era și să mergi la psihoterapeut Acum vreo 5 ani Că dacă acum 5 ani ziceai că faci terapie Te-a întrebat lumea da, What's wrong, adică ce, ce problemă ai Ce s-a întâmplat <laughs> Știi? Și acum lumea vede destul de Cum să zic, destul de corect terapia da. Adică acum poți să zici în orice context Oriunde că mm -hmm. a, nu pot să vin Pentru că am terapie și nimeni nu te întreabă dacă ai vreo problemă. Te duci la terapie ca și cum te duci la sală. Da? da? da. Dar când zici, în ziua de astăzi, mergi la terapie de cuplu, pare că ăștia se cam despart, dar mai, au, mm -hmm. mai încearcă scola cu de salvare la final. E așa văzută terapia de cuplu momentan în România? Acum 17 ani când am deschis clinica, oamenii okay. aveam, eram într-o vilă în Cotrocin și aveam două intrări. Una principală și una pe lateral. <laughs> și oamenii veneau așa cu șepci, cu chestii pe cap, intrau invariabil pe ușa laterală să nu fie văzut, să nu cumva să intre în sala de așteptare să-i vadă. Deci dădeau nume false. Deci era, era și comic și trist în același timp. Cupluri, cred că în primii 3-4 ani, nu știu dacă am avut... 3-4 cupluri cu care am lucrat. Nu da. nu era moda. Lucrurile s-au schimbat, cum spui. Oamenii deschiși oameni, și, în general, tineri, și mă bucur foarte mult și că vorbeam de adolescenți, se întâmplă un lucru minunat cu adolescenții. Au mare deschidere către terapie. Vreau să mă la terapie, vreau să fac chestia asta. Este minunat. Pentru că trendul acesta se va duce și către generațiile mai, mai în vârstă. Iar din punct de vedere al cuplurilor, să știi că observ și aici o deschidere din ce în ce mai mare în ultimii ani. Uh -huh. Și ă, asta poate pentru că unul dintre ei a, făcut, a trecut deja printr-un proces terapeutic, sau poate că au în jurul lor oameni care au făcut asta și înțeleg din ce în ce mai mult prin prisma ceea ce văd și citesc și urmăresc în jurul lor că e în regulă să facem asta. Nu mai e chiar așa un stigmat mersul la terapie. Ceea ce mă bucură. Dar aici trebuie să să fim informați și să apelăm la specialistul care real ne poate ajuta. Dacă am o problemă de cuplu, o să merg la un specialist în terapie de cuplu. Dacă am o problemă de depresie, o să merg la un psihoterapeut specializat în depresie. Dacă am o problemă de parenting, o să merg la un psihoterapeut specializat în parenting. Noi nu facem mm -hmm. de toate așa, da? Okay. Dacă am o problemă, nu știu, ortopedică, nu o să merg la un medic ginecolog. La fel e și în, în domeniul nostru. Adică oamenii mai au încă nevoie să fie educați. Pentru că încă nu există uh, nivelul acesta de, de educație. Ok, e psihoterapeut, mă duc cu orice am acolo. Că am atac de panică, că m-am cu soacra, nici mă duc la la, că știe să le fac pe toate. Nu e chiar așa și dacă e așa, înseamnă că la nu e chiar psihoterapeutul la care vrei să ajungi. Că sunt mulți pseudo-specialiști pe piață, și e bine să ne informăm înainte să ajungem la, la cine ne poate ajuta cu adevărat. Da, și sper să fie nici în ce mai mulți, să zic, specialiști care să se specializeze pe diverse arii, dar esența sau, să zic, rezumatul la ce ai spus este că te duci la terapie de cuplu exact cum te-ai duce la un medic, nu când ești bolnav. Și să-ți faci analizele, să întreb cum să schimbi dieta și ce ca să mai prevenție. faci ca să faci prevenție și optimizare, chiar, nu? Da, da. Și de sigur, dacă nu ajungi la prevenție, măcar du-te atunci când chiar te arde. Când ești bolnav, ok, dar când ești bolnav du te să duci la doctor, dar Și să știi ales, că, nu te Să știi că terapia de cuplu nu-ți garantează uh, viața cuplului. Că nu garante Se întâmplă uneori... Ca terapia de cuplu să îți aducă clarificare în și o despărțire, și o corectă. despărțire corectă, exact, Aha. în care ambii sunt împăcați și mulțumiți și înțeleg că asta este calea, că realmente nu au cum să continue împreună. Deci, terapia de cuplu nu îți garantează asta, dar îți garantează o liniște și o împăcare personală, indiferent că rămâi în relația respectivă sau că nu rămâi, că Super întiei. interesant asta. Hai să trecem la întrebările pe care le-am pus oamenii. No. Ok, prima întrebare. Poate penetrarea provoca răni pe col? Pe col uterin? Nu, din, din ce știu eu, dar poate că un medic ar fi mai în măsură să răspundă, dar nu am auzit de acest... Adică, un alt obiect introdus în vagin poate să provoace răni pe col, dar penisul nu are structura anatomică care să permită mm -hmm da, tu ca medic poate... Mă gândesc la într-o incompatibilitate ne. foarte mare din punct de vedere fizic și volumetric, dar în mod normal nu penetra. Poate doar dacă este un act rag. sexual agresiv, da, dacă probabil. vorbim de da. o agresiune acolo, posibil să se întâmple asta, dar sper să nu... Ok, uite o întrebare bună. Cum ar trebui să se simtă orgasmul la femeie? <laughs> nu -ai, ai cum să povestești orgasmul. Deci, dacă aș putea să-l descriu. Da, sunt curioasă, a întrebat o femeie sau un bărbat? Uh, este o femeie. O femeie. Nu uh, n-ai cum să descrii orgasmul. Este o plăcere... Este o plăcere pe care nu ai cum să o descrii. Nu știu, e ca și când ai spune, descrie bucuria. Nu știu, cum descrii bucuria? E foarte ciudat că nu, e, noi, de fapt, nu avem cum să ne dăm seama dacă orgasmul dar, feminin se simte la fel ca cel masculin. Dar dacă... Dar orgasmul masculin poți să-l descrii? Uh, Mă gândesc că l-ai putea cumva descrie metaforic. Este o plăcere foarte ascuțită pe care o simți în tot corpul, dar preponderent în zona genitală și simți că te pierzi în acele câteva clipe și timpul se dilată și după aia îți revii la normal. Iar ar fi o explicație. Cam așa, s-ar simți okay. și la femei. Dar eu uh, mă întreb apropo de ce, de ce spune doamna sau domnișoara, mă întreb... Guess, sunt că a aproape convinsă că nu a trăit orgasmul uh -huh. și curiozitatea este legată despre a înțelege dacă am avut sau nu vreodată orgasm. Ok. Da? Da. Dar ceea ce pot să spun clar este că atunci când ai orgasm, știi, uh -huh. indiferent okay. cum îl descrie cineva, știi 100% că ai avut un orgasm. Nu trebuie să-ți povestească cineva, mai ales că dacă cineva îți spune, uite, trebuie să simți asta și asta și asta, s-ar putea să te înhibe. Și să-ți creeze acea anxietate de performanță. Pentru că tu s-ar putea să simți altfel lucrurile, dar având niște repere deja în cap, să, să spui că, de fapt, ceea ce ți se întâmplă nu este corect. Uh -huh. Deci, când ai un orgasm, îl simți pur și simplu. Și cred că fiecare dintre noi îl simte sau poate să-l descrie într-un mod diferit. Ok. Uite, cineva întreabă, e normal să te masturbezi în fiecare zi? Efectiv, nu mă pot abține. Mulțumesc! Deci cineva care se masturbează în fiecare zi, dar se abține. Se abține. Abstinența asta poate veni de la cea rușine și teamă că ceva e anormal să te masturbezi. Sau de la faptul că se gândește că face ceva rău, că nu e da. sănătos să facă asta. Uh -huh. Și dacă face asta odată pe zi, nu este nicio problemă. Am spus-o și o mai repet. Dacă face asta de 20 de ori pe zi, să meargă la un medic să verifice niște, nu știu, nivelul hormonal sau alte aspecte recomandate de către medic. Încă o întrebare. E normal să o doară foarte tare prima dată când încercăm? Da, este normal, mai ales că s-ar putea ca prima oară să nu se fie axat foarte mult pe preludiu, ea să nu fie pregătită din punct de vedere fizic, da? să nu fie suficient lubrifiată, vaginul ei nu este uh, dilatat, nu este, este... e virgin. Adică e... Dacă, dacă faci lucrurile... Incorect prima dată, e normal să te doară dar poți să le faci, să încerci chiar să dacă, le faci chiar dacă a. le faci corect tot va fi o durere, adică în momentul în care se rupe himenul poate fi resimțit cu o durere de o intensitate mai mică sau mai mare, depinde de la femeie la femeie deci oricum prima dată poate să fie puțină durere uh -huh. da? Dar cu cât faci lucrurile mai bine și mai corect cum, cum te-ai exprimat tu, cu atât șansele să fie cât mai plăcut cresc, știi? Ok, și o altă întrebare de la altă persoană care are legătură. E așa, care sunt cauzele durerii sexuale? că se referă la durerea pe care o simte în timpul actului sexual și cum pot fi combătute? Analizele sunt ok. Pentru adică right. că se vede pe analize o... Bun, asta, că asta era prima întrebare. De fapt, dacă a fost la medic, pentru că durerea resimțită în timpul actului poate să aibă niște motive ce țin de, nu știu, o boală anume sau ceva, uh -huh. afecțiune Aha, okay. în, în zona genitală. Dacă uh, Cauza medicală a fost eliminată înseamnă că este fie o cauză emoțională, ea nu se poate relaxa. și Asta se vede la nivelul vaginului ei care rămâne rigid, și atunci sigur că există durere la penetrare, nu se uh, umezește, este rigid, și dar asta înseamnă că ea cu totul este rigidă. Uh -huh. De deci ce ceva emoțional? Poate că nu este un preludiu. Într-un mod în care ea să poată să se deschidă și să se activeze din punct de vedere sexual, poate că el are impresia că e un preludiu, dar pentru ea nu e plăcere în genul acela de preludiu și atunci au nevoie de o comunicare. Ok, ce-ți place, cum îți place, ce anume din ce fac îți place, ce anume nu-ți place. Hai să vorbim despre asta. Asta e interesant, adică au impresia probabil că fac lucrurile corect, dar da, așa... nu sunt. Tocmai... Uh... Uh, satisfăcătoare pentru ea, și atunci ar trebui să schimbe ceva și să discute despre asta. Dar, pentru asta, trebuie să vadă ce anume îi place ei, ce anume își dorește ea, și mai departe să, să exploreze și să aibă foarte multă răbdare. Autoexplorare, masturbare sănătoasă, și după aia discuția despre asta. Da. Ok. Uh, legat de una dintre cele mai mari probleme pentru bărbați, pre, ejacularea prematură. Cum ne dăm seama? Acum, cum ne dăm seama? Asta e întrebarea. Probabil că deja ți-ai dat seama. Adică îți dai seama că ejaculez prematur când... Din punct de vedere medical, ejacularea prematură... Știu că e definită ca o ejaculare care se întâmplă sub 60 S de secunde sau, sau 120? Nu, nu. Du 60, chiar mai puțin. Da. Sub 60 da. de secunde. Și atenție, am auzit undeva o definiție care spune că trebuie să ai două componente în ejacularea uh, precoce. Și anume... Ejaculezi sub 60 de secunde și asta te deranjează sau pe tine sau pe partener? Da, 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 da. Și adică dacă ejaculezi în sub 60 de secunde, dar ție ție normal și partenerul a atins orgasmul și sunteți mm -hmm. OK cu asta, nu, nu o ai o problemă. Da. Exact. Și totuși dacă ai o problemă, adică întrebarea e pusă în context în care îi se pare că are o problemă, ce ar putea să facă? Ejacularea precoce se tratează din nou cu psihoterapie, este un proces terapeutic Special pentru, cu niște tehnici, cu instrumente concrete pentru a rezolva această problemă, din nou, dacă nu există și niște cauze medicale. Dacă există și cauze medicale, în, în colaborare cu medicul, oricum este o problemă care se poate rezolva, dar apelând la specialiști. Pentru că sunt foarte multe chestii pe net, pe TikTok, tot felul de, cum spuneam, pseudo în, nu știu, diversi unii, alții care nu au nicio legătură cu domeniul ăsta, n-au făcut mm -hmm. nicio școală și care dau tot felul de sfaturi și care, din punctul meu de vedere, fac mai mult rău. În primul rând, hai să vedem de unde a apărut ejacularea precoce. Nu te-ai născut așa cu ea. S-au întâmplat niște lucruri în... Evoluția ta ca individ. În copilăria ta, în special, în relația cu mama, cel mai probabil. Uh -huh. Au fost niște lucruri care te-au făcut să ajungi. Sau poate vizionarea de porn te face te a făcut să te face să ai această ejaculare precoce pentru Poate că Poate vizionare de porn, da, să sigur ducă că la ejaculare da. precoce. Sigur că da, masturbarea în timpul pornului pe perioade lungi de timp fără a avea o parteneră, doar tu cu tine în care doar asta faci în contextul în care te trezești în pat cu o parteneră ai ejaculare precoce, altfel când te masturbezi, ești foarte ok. Uh -huh. Pentru că tu nu ești obișnuit, tu nu uh, înțelegi dinamica de a fi într-o relație, tu nu știi asta, e ceva necunoscut. Sunt multe aspecte pe care. Doar împreună cu un psihoterapeut le poți discuta, și nu este absolut nicio rușine. Este o afecțiune ca orice altă afecțiune care se poate trata. Important e că te deranjează și dacă te deranjează, dacă te deran se poate rezolva. Uite, ai zis de psihoterapeut și la medic, uh, urologul de regulă se ocupă de asta și există niște medicamente care. Uh, Ceea ce fac în creier este să inhibe cumva acel semnal pe care creierul supraexcitat îl trimite organelor genitale pentru mm. a ejacula și practic întârzie acea ejaculare. Adică da. există medicamente care au foarte puțin efecte adverse și care pot să ajute mm. cu asta dacă cauza este fixura neurologică. Da, și asta în combinație cu vizita la psihoterapeut pentru că în momentul în care întrerup tratamentul, te trezești în aceeași situație. Uh -huh. Și atunci ai nevoie de susținere pe ambele direcții și medical și psihoterapie ca să rezolvi cu adevărat problema și să nu rămâi dependent de medicație o viață întreagă. Ok, corect. Uh, ok, cineva zice așa, dacă ești nimfoman, cum scap de această poftă de sex continuă? <laughs> Aici, dacă real se pune acest diagnostic... Pentru că unii se autodiagnostichează și nu e ok. Uh -huh. Deci, tot împreună cu medicul se stabilește acest diagnostic și există medicație specifică și pentru a, pentru a opri. Pentru a opri. Pentru că, atenție, să fii infoman înseamnă să. Faci sex uh, necontrolat, să ai o dorință continuă care te expune la pericole, la sex exact. cu oameni cunoscuți, uh, în locuri periculoase, și asta, practic, îți perturbă viața. Și îți afectează te viața pe toate planurile și te pune în pericol, cum te okay. poate pune și în pericol, cum spuneai. Deci, aici există medicații, și, din nou, cu suport psihoterapeutic, lucrurile se rezolvă acum, fiante, e o întrebare care mai lungă, zice așa, salutare, om drag, ce facem noi în navigatorii în legătură cu masturbarea? Mai mm -hmm. des sau mai rar? Suntem plecați de acasă unii dintre noi câte șase luni. Plus medicul în care, mediul în care lucrăm, câmpul, câmpuri electromagnetice puternice, echipamente de navigație ce emit radiații, cum suntem afectați și ce ar trebui să facem pentru a ne menține sănătoși din, punct de vedere, din acest punct de vedere? Ce sfaturi aveți? Um... Și el, întrebarea lui era dacă poate să practice masturbarea Da, ca navigator care lipsește șase luni de acasă Da, evident Și dacă au momente Aici e o, Asta e o categorie specială În care unul dintre parteneri Lucrează câteva luni Pe an uh -huh. Dar ei sunt practic o relație la distanță da. Atunci e important ca ei să-și mențină relația și, pe cât posibil, în momentele în care ei sunt în port, au semnal, în care pot vorbi, să-și găsească acolo o, o, o zonă în care să poată fi doar ei doi și chiar să practice sexul uh, prin videocol. Este Aha. un exercițiu foarte fain de menținere a conexiunii dintre cei doi. Acetare! Da. Okay. Și este ceva ce recomand în general și cuplurilor relațiilor la distanță. Să practice sexul cum ar veni. Da, suntem amândoi. Exact, video sex, da? Plus să aibă momente în care să-și să aloce timp petrecut, nu știu, uite, negătim. Da, am deschis video și gătim în seara asta. Gătim aceeași mâncare, ne punem la masă, suntem, mm -hmm. suntem okay. online, dar suntem totuși împreună. Ah, okay. Și după aia putem să mergem și în pat, știi? Să mm -hmm. continuăm să okay, ne luăm de desertul în pat. E, și în cazul navigatorilor, la fel. Deși în cazul lor este mult mai dificil, pentru că ei nu stau singuri în camere, e mult mai dificil. Dar să știi că acolo unde a fost cu adevărat dorință, s-au găsit soluții. Chiar okay. că a fost vorba de o toaletă sau de ceva, da? Super tare, deci, sper să îl ajute acest sfat pe omul nostru care ne-a pus această întrebare. Ok, o întrebare, care sunt beneficiile dacă înghiți? <laughs> Poate doar validarea partenerului, știi că se simte validat că i-a înghițit sperma, dar din punct de vedere medical sau nu știu să fie vreun beneficiu. Dar probabil că nu sunt, adică există contraindicații? Dacă, dacă ea nu-și dorește să facă asta, da, atunci devine contraindicat, adică okay. nu o obligăm să facă asta. Sunt femei care preferă să facă asta, adică, sau, mă rog, care le place să facă asta și e ok, dar sunt femei care refuză categoric mm -hmm. și e important să nu le obligăm să facă asta și mai degrabă să înțelegem noi ca bărbați. Ce anume ne face atât de dornici ca ea să înghită spermă? Adică, de ce ne dorim noi atât de mult să se întâmple asta? Păi de ce, ce ne. ne? Păi, nu știu, ei poate să-și răspundă la întrebarea asta. Mm -hmm. Nu este o întrebare general valabilă, dar ce anume. de ce contează atât de mult pentru mine ca bărbat să știu că ea înghită spermă? Eu aș înghiți eu? Mm. Okay, ok, hai okay, să o no, punem no, într-un no. păhărel, să stăm amândoi la masă și să bem un șat, să vedem cum e. Amândoi, corect. Da! <laughs> Pentru că. de Ar multe fi ori... un super exercițiu, adică mi se pare o abordare foarte nostimă și amuzantă, dar care fix pune lucrurile în perspectivă. Adică, ok, ești femeie, tise, bărbatul tău îți spune că i-ar plăcea să înghiți, tu nu vrei. Și zice, că okay, hai să uite, o punem pe masă și hai să vedem cine o înghite. Mm -hmm, da. hai să dem adică demonstrează că e ok. E, e mai degrabă ce am întâlnit. Am întâlnit că bărbații care își doresc asta, da, la da, întrebare ok, de ce vrei tu neapărat, din aproape în aproape, cumva am ajuns la concluzia că e o modalitate prin care o domină. Mm -hmm. Și are nevoie să, o, să știe că poate să o domine. Și Aha, împreună, okay. în cabinet, am găsit alte modalități prin care să simtă că o domină și modalități prin care ea să-și dorească să fie dominată, dar altfel, ci nu. Știu, de exemplu, cu o legat de mâini, Aha. și da, ea era nu se putea mișca. Și el o penetra în felul acesta în care o reușea să, să fie mai puternic decât ea și ea să se lase... Cu o, un consens din partea mândrorilor exact. și în plăcere. Adică tot un Evident. fel de dominare, dar în exact. alt fel decât... în alt mod. De aia zic, adică de ce îți dorește asta, știi? Uh -huh. Ok, bună întrebare. Uh, de ce nu simt plăcere când fac dragoste cu soțul? Probabil pentru că nu te cunoști suficient de bine ca ființă sexuală, nu știu dacă în alte relații simți plăcere sexuală. Dacă nu, atunci să înceapă să se exploreze, practic în masturbarea, să ducă acea cunoaștere în relația cu partenerul, să-și dea timp, răbdare, lucrurile nu se întâmplă peste noapte, nu se întâmplă imediat. Dați-vă timp, dați-vă. Um, aveți răbdare pentru că. Veți vedea o evoluție de la un interval la altul. Dar, deci, să nu avem așteptări că m-am masturbat azi și gata, mâine o să fac sex nebun și explosiv cu soțul meu. Nu, este un început și am nevoie să continui acest proces, ca orice alt proces de învățare. Ok. Cineva mai întreabă dacă e ok să se masturbeze cu dușul? Dacă este modul în care. A găsit, nu știu, soluția pentru a simți satisfacție? Nu, dar există și alte modalități, adică nu m-aș limita, pentru că și povestea asta repetată la infinit s-ar putea să ducă la monotonie și la uh, lipsa plăcerii până la urmă. Deci sunt multe modalități prin care putem să ne explorăm și prin care putem să ajungem la orgasm. E ok sexual la femei și dacă da, cât de frecvent e ok să-l să faci? Acum din nou, dacă există consimțământ pe partea asta, dacă există curiozitate de a explora această variantă a sexului, este în regulă, sigur. Prin cu o grijă, grijă la igienă, în primul uh -huh. rând, foarte importantă igiena. Uh -huh. Cu grija de a folosi un lubrifiant, pentru că anusul nu se lubrifiază în mod natural ca vaginul și frecarea aceea pe uscat ar putea să provoace răni, deci e foarte important să folosească un lubrifiant. De asemenea, este important să existe un preludiu suficient de lung cât să o ducă pe femeie la un grad ridicat de excitație, astfel încât penetrarea să nu fie una dureroasă și înainte de a penetra cu penisul, să folosească o jucărie sexuală special pentru anus. Sunt jucările acelea, dildorile acelea mici, uh -huh. care sunt speciale pentru anus și care ajută cumva dilatarea anusului, astfel încât în momentul penetrării femeia să nu resimtă o durere ci să fie ceva plăcut. E că concret, există niște pași destul de Higienă. științifici și clari, da. care pot fi găsiți pe internet. Adică, dacă vrei să faci sex anal, documentează-te înainte. Da. Igienă, uh, lubrifiere și Jucările sexuale pot ajuta. Pentru dilatarea a... A... Pentru dilatarea a... da, da. Ok. Și, a... A, și un aspect foarte important, folosirea prezervativului. Uh -huh. Pentru că dacă bărbatul ejaculează nu s ar putea ca femeia să resimtă ca, ca o clismă acel uh -huh. moment și nu cred că vrea cineva să se întâmple asta. Uh -huh. Și atunci e important să folosească prezervativul astfel încât sperma să nu intre în contact cu anusul. Cineva mai întreabă dacă e bine să facă sex în timpul menstruației? Eu nu recomand asta. În primul rând, perioada menstruației este o perioadă în care uh, organismul se curăță, vaginul se curăță. Este ceva foarte intim care se întâmplă cu femeia și nu aș aduce un bărbat în contact cu, cu zona aceasta pentru că s-ar putea să nu fie ceva foarte plăcut pentru el să vadă. Adică să vezi atâta sânge acolo, nu știu. Câtă plăcere să-ți provoace, doar dacă ai anumite fantezii, eu știu. Dar altfel, nu. E o perioadă de repaus și e ok să ne luăm acel repaus. Și nici eu nu recomand, pentru că e, -o, e un moment în care uh, mucoasa uh, uterină este inflamată, e, un, e o perioadă de inflamație. Uh -huh. uh, sunt și anumite studii, într-adevăr, cu niște limitări, care arată că există și anumite riscuri pe care mulți oameni nu le aprobă, riscuri ca. Uh, o parte din uh, acele secreții menstruale cumva să pătrundă dincolo de uter prin, uh, să zic, prin mișcarea aceea mecanică mm -hmm. în timpul actului sexual. Bine, în fine, o lăsăm la nivel de supoziție. Dar, da, și pe mine mă miră că foarte mulți oameni recomandă asta și o recomandă ca pe o metodă de a scădea durerile menstruale, care, mă rog, durerile menstruale pot fi rezolvate și altfel. Și dacă ai dureri menstruale, e bine să le abordezi la medic, nu exact. neapărat să cauți contact sexual. Uh, în timpul menstruației. Bun, păi Oana, mulțumesc foarte mult pentru acest podcast și, oameni buni, vreau să vă mai anunț ceva pentru că acest podcast și această conversație pe care am avut-o este doar o bază, un început pe care o să-l continuăm și vreau să anunț astăzi, acum când publicăm acest podcast, următorul eveniment, bun, bine, branch științifico-cultural care o să aibă fix această temă, sex și relații. Și o să vorbim despre... Inhibițiile noastre și cum putem să le depășim și o să venim cu instrumente concrete în a rezolva anumite probleme sexuale și indiferent, cum ziceam la în început, dacă ai o viață sexuală super satisfăcătoare sau dacă ai mici puncte pe care le-ai putea sau le-ai vrea îmbunătățite, informațiile de la această conferință, la acest eveniment bun-bine, o să vină spre ajutorul tău. So, Oana, pe 17 martie... Da facem acest eveniment. Să Da, evenimentul bun bine, în care vorbim despre sex uh, și relații. Biletele sunt puse acum în vânzare pe, pe, pe Bumbine.ro și uh, vreau să descriu foarte pe scurt acest eveniment. O să aibă loc. Duminică, da, ca orice brunch care are loc duminică, începe la ora 12 când ne cunoaștem, după care urmează prima conferință care o să aibă, uh, care o să fie cu Oana și vorbim despre, facem o continuare a conversației de astăzi, după care urmează un brunch ca între prieteni în care mâncăm, ne cunoaștem, cunoaștem speakerii, după care urmează o a doua conferință cu un invitat special, uh, top psihoterapeut, uh, cu care o să vorbim despre relația de cuplu și ce putem să facem uh, ca această relație de cuplu să ne aducă mai multă fericire, să fie o relație împlinită, să fie o relație în care, cum spuneai tu, Ana în, în textul de pe site-ul tău, o relație în care iubirea să dureze, pentru că ea poate să dureze, după care urmează un moment artistic și despre asta este vorba la evenimentele Bun, Bine, Bran, Științifico, Cultural. O să fie relaxat, o să fie deschis, o să fie o discuție fără perdele ca între prieteni. Biletele, cum ziceam, sunt disponibile acum pe BunBine.ro și am primit cereri uh, de a crește capacitatea acestor evenimente, uh, dar, în momentul de față, nu vrem să facem asta pentru că vrem să păstrăm acel cadru intim cu un număr limitat de oameni, ca discuțiile să fie naturale, prietenești, fără perdele și să fie cumva deschise și relaxate. Așa că, dacă vrei să-ți bilet, acum îl poți găsi pe BunBine.ro. Uh, Oana, mulțumesc foarte mult pentru această discuție și de-abia aștept să o continuăm la, la branci. Mulțumesc și eu tare mult, m-am simțit foarte bine și cred că ce am discutat azi a fost așa un preview la ce, ce vom povesti acolo uh -huh. și abia aștept să, să vin. Ok, și eu de-abia aștept și oameni buni, dacă veniți la eveniment puteți să vă pregătiți și întrebări, pentru că la finalul fiecărei conferințe avem și o sesiune de Q&A în care puteți să întrebați chestii și uh, noi și Oana o să răspundem la întrebări. Așa că de-abia aștept să ne revedem. Și atât. Țineți minte, pe 17 martie, duminică la The Point. Informații găsiți pe bunbine.ro. Oameni buni, mulțumesc Oana, mulțumesc mult!